Pe mine m-a scris mama și tata în cursa asta vieții în 1969, pe 5 mai. Eu am venit doar cu florile și am venit doar cu primăvara. N-am avut o opțiune, nu m-a întrebat nimeni, vrei să vii pe pământul acesta? Mama și tata, urmarea unei povești de dragoste, m-au înscris în cursa asta numită cursa vieții, dacă vreau. Tata așa de mult a iubit-o pe mama, că a luat-o undeva pe la 17 ani, după care nu vii în pământ, și s-au căsătorit și am apărut eu. Voi încheia această cursă, iar nu am alegere. Nu știu când o voi încheia. Ar putea să fie astăzi, ar putea să fie mâine, sau ar putea să fie, nu știu, la 73 de ani, cum îmi doresc. Eu am venit că voi trăi 73 de ani. Nu mi-am dat mai mult șanse de atât, dar nu știm. Nu știm dacă... N-avem opțiune. Nu știm când va suna ceasul, când va bate ceasul și Dumnezeu va spune gata, secunda a ajuns în locul potrivit, de aici încolo, să nu mai continui cursul. Tot ce știu este că azi dimineață când m-am trezit, Duhul Sfânt mi-a spus pe locul, fiți gata, start! O nouă zi, o nouă alergare și trebuie să umpli în faptele bune pe care le am pregătit. M-am trezit de dimineață și primul lucru pe care m-am gândit să-l fac, soția era deja la rugăciune, iar e un ceas biologic, pe la 6, 5, mă dat de 6, se duce la rugăciune, a venit și m-a întrebat, zice, îți fac o cafea? Că așa suntem noi oameni, dacă nu bem o cafea, nu nimerim ușa. Și am spus, nu, lasă-mă mai întâi să mă duliresc, să mă rog un pic și m-am așteptat, m-am rugat și am zis, Doamne, mă duc astăzi la Brașov, acolo să mă întâlnesc cu tinerii, o să fie ceva tineri și o să le vorbesc despre alergare. Și m-am rugat lui Dumnezeu. Am simțit o energie aparte, pentru că vedeți dumneavoastră, trupul acesta se poate vitaminiza într-un fel. Bei cu o sticlă cu apă și te mai energizezi, nu știu, iei niște vitamine, poate un Red Bull, ceea ce anul vă recomand, am fost criticat, a zis, dar de ce faci tu reclamă la Red Bull? Eu mă mărturisesc public, nu fac reclamă la nimic. Și poate că te întărești tu pește vorbind, însă cea mai mare putere în viață și dacă vreți energia care ți-a ajută este cea a rugăciunii și a Duhului Sfânt. Nu se pare ciudat că Ilie spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Samuel, în 1 Împărați 18, 45 cu 46, a fost un lucru ciudat, s-a apucat să alerge lângă carul lui Ahab. Niciodată n-am înțeles acest pasaj, poate mă luminați voi și mă ajutați, dar după ce s-a rugat să plouă și a stat multă vreme în rugăciune, la un moment dat, plin de Duhul lui Dumnezeu, a început să alerge pe lângă carul lui Ahab și a luat-o chiar înainte. Și asta și m-am gândit oare de ce? Poate că, printre altele, vrea să ne spună că în viața aceasta nu trebuie să te vizui doar pe un car, nu trebuie să te vizui doar pe o poziție, nu trebuie să te vizui doar pe o diplomă, că cu acest car împărătesc, dacă vrei, te duci până la un loc, dar prin puterea Duhului Sfânt poți să te depășești. În ziua de astăzi m-am gândit să vorbesc despre alergare, așa spune cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul acesta se găsește scris în Evrei, în capitolul 12, unde scrie în versetul 1 și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un or așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință pe alergarea care ne stă înainte. Spuneam că m-am hotărât să vă vorbesc despre alergare pentru că am băgat de seamă că oamenii în vremea din urmă și dacă vreți în vremurile acestea, oamenii se gândesc mai mult la plimbare decât la alergare. Dacă întrebi un om cum și-ar dori și cum își proiectează în viața și care este visul lui, căsuța albă pe malul mării, să mă bată vântul, briza, eventual un cățeluș, o soție acolo, un salariu bun, o pensie îndestulătoare, să nu mă deranjeze nimeni și să trăiesc eu acolo. Ne închipuim viața aceasta de multe ori ca o plimbare, însă Domnul Dumnezeu spune că ea, viața, nu e o plimbare, ci ea este o alergare. Și spuneam că primul îndemn pe care ți-l dă Duhul Sfânt dimineața când te trezești este pe locul ți fi gata, start. Că nu știi ce te așteaptă în ziua respectivă. Și acesta este primul îndemn pe care ți-l dă Duhul Sfânt. Iar noaptea când te culci, în loc să stai în genunchi și să-ți plângi cu amar ziua pierdută, ar trebui să spui mulțumesc frumos, mă odihnesc acum, că dimineața luăm din loc. Și plecăm din nou într-o alergare. Și viața noastră este o viață în care în fiecare zi adăugăm o filă în care ni se spune și unde am alergat și ce kilometraj am avut, pentru că în cer va conta. Dumnezeu va centi de toate. Tu o să spui, Doamne, uite-te la inima mea. Și Dumnezeu spune, nu, mai întâi mă uit la palmele tale, mai întâi mă uit la pingenele tale. Ia să zic, tu cât ai alergat pentru mine? Ce kilometraj ai tu pentru mine? Pentru că de cele mai multe ori, iubiții Domnului, atunci când ne proiectăm viața creștină, este maniera aceasta. Oare ce ar putea să facă Dumnezeu pentru mine să fie bine.
Zis că nu este o plimbare viața creștină, este o alergare. Și Dumnezeu ne spune că alergăm. Și m-am gândit, de ce oare Dumnezeu ne spune că este o alergare? Pentru că mai întâi de toate, iubiții Domnului, ar trebui să știți că noi, cei ce suntem ai Domnului, avem o cetățenie cerească și cetățean ceresc înseamnă că tu reprezinți pe cineva mai presus de tine. Noi ne-am înscris în această alergare creștină și în această alergare creștină eu nu mă reprezint pe mine. Eu nu fac mie reclamă. Nu contează cine este Florin Ianovici. Contează că eu îl onorez și îl reprezint pe Iisus Hristos. Eu nu alerg oricum. Alerg pentru că dorința inimii mele este ca El să fie proslăvit. Fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Și Dumnezeul nostru este un împărat care zice în această alergare a vieții voi purtați fiecare dintre voi o sarcină. Mă reprezentați pe mine. Pentru că atunci când scrie inspirat de Duhul Sfânt, fie Sfântul Apostol Pavel, fie Apollo, pentru că nu se știe propriu zice ne-a scris epistola după evrei, sunt acești doi autori care sunt propuși, important este că este insuflată de Duhul Dumnezeu, atunci când vorbim despre alergare, Dumnezeu spune, când te plimbi, nu ești al nimeni noi. Când te plimbi, ești un casă. Când te plimbi, ești un om obosit. Când te plimbi, ești un om care vrei să admiri natura. Când alergi și te-ai înscris într-o alergare de prezent pe cineva. Primești un echipament, primești o ținută. Când te-ai înscris într-o alergare, tu nu alergi pentru cineva. Și noi, oamenii care ne-am întors la Dumnezeu, oamenii care suntem în această zi aici, îmi place să cred că noi vrem să alergăm pentru împăratul. Amin. Amin. Există un steag pe care Dumnezeu îl are și în cântarea cântărilor, în capitolul 2, în versetul 4, spune cuvântul Dumnezeu că există un steag sub care noi alergăm. Noi alergăm sub o flamură, dacă vreți, sub un stindar. Și acest stindar, spune cuvântul Dumnezeu, este acesta. Dragostea este steacul fluturând peste mine. Când m-am înscris în această alergare, eu știu că îl reprezint pe împăratul meu. Și alerg de dragul acestui împărat. Au fost oameni care, propriu zis, au alergat pentru împăratul. Este cunoscut cazul acestui alergător, campion mondial al lui Eric, care alerga și avea un stil de alergare ciudat, alerga cu pieptul înainte și cu ochii închiși de multe ori, avea tehnica lui să nu cadă, din când în când închidea ochii și întreba oamenii, au zis, dom'le, ce stil este acesta? A zis, stilul meu este stilul unui alergător care alergă pentru împăratul. De multe ori ce scot pieptul și respir aerul pe care mi-l dă Dumnezeu, închid ochii pentru că mă gândesc la gloria Lui. Eu nu alerg pentru mine. Cei mai mulți alergăm în viață și vrem un Dumnezeu care să ne ajute pe noi. Dar aici, când vorbim despre alergare, trebuie să ne punem prima întrebare. Pentru ce alergi în viață? Până la urmă, de ce te trezitați dimineață? Pentru ce te ridici din pat și coborât? A cui voce ai auzit dimineață? Vocea îngrijorării, vocea lui Dan Diaconescu care se sună în urechi, că țara aceasta este o țară care nu are nicio șansă și nu mai există niciun viitor. Acelui care poate, nu știu ce mesaj s-a dat, că iar inflația este nu știu cum, iar nu sunt locuri de muncă. A cui voce auzim noi și până la urmă pentru ce ne ridicăm din pat să alergăm? Vreau să vă spun lucru, dragii mei. Puterea unui om credincios, în faptul că atunci când mă ridic și cobor din pat, o fac în numele lui Iisus Hristos. Alergarea mea pentru este pentru Iisus Hristos, dar aceasta însemnează dincolo de toate să știu un lucru, că n-alerg cum vreau eu. Alergarea aceasta este sub un drapel și să știți de departe să recunosc alergătorii lui Iisus. Alergătorii lui Iisus se încolonează sub acest drapel al dragostei. Cine n-are dragoste, nu aleargă pentru împăratul. Aleargă pentru El însuși. Sau aleargă pentru oricine altcineva. Dar dragostea ne face să fim din Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne! Pe de altă parte, iubiții Domnului, aș vrea să vă spun un lucru. Că noi alergăm și nu alergăm oricum. Există pe pământul acesta spectatori și există mai mult decât spectatori. Noi suntem privilegiați să înțelegem un lucru. Mai întâi de toate avem spectatori, pentru că oamenii se uită la noi. Și în ultima perioadă oamenii se uită și spun în felul următor. Primarul Clujului a fost arestat. Am înțeles că am predicat într-o biserică pentecostală, nu știu, cu 200 de mai înainte, el nefiind pentecostal. După care citesc pe internet că s-a făcut un partid creștin. Prostie mai mare nu poate să existe. Nu există partid creștin. Există partid politic care îi pui adjectivul creștin. Cum nu există, de exemplu, rock creștin. Cum nu există, de exemplu, prostie creștină. Nu poți să spui, dar să nu-i prostie oarecare, e creștină. Deci putem să adjectivăm cât vrem cuvintele. Nu le facem noi creștine prin faptul că le adjectivăm. Mă uit în fiecare zi și văd că sunt spectator. Sunt oameni care se uită și spun, măi, dar ce mai fac pocăiții ăștia? În ultima perioadă își fac partide, se ceartă pe clădiri, pe bani, pe nu știu ce. Văd în ultima perioadă tendința de a intra în politică. Oameni buni, m-a întrebat cineva altă și mi-a zis,
A venit la mine domnul Ciorbea, împreună cu un pocăit. Și zice domnul Ciorbea, zice, domnule Anovice, vă urmărim de ceva vreme, nu vreți să intrați în partidul nostru, uite ce funcție vă dăm, zice el. Și vă lăsăm, zice, 3 zile să reflectați, să cugetați. Și am zis, domnul Ciorbea, n-am nevoie să cuget nici măcar o secundă. Pentru că soția mea mi-a zis în felul următor, a zis, măi, eu îți dau voie să fii pastor, dar 3 lucruri, zice ea, să nu le faci. În primul rând, zice, să nu-ți pierzi vremea pe la conferințele voastre pastorale pe acolo. În al doilea rând, zice ea, niciodată, zice, să nu te primi că ai intrat într-un partid politic, că ce nu mai e acasă. Și atunci, al treia lucru, îmi spun că între mine și ea. Și atunci a zis, domnul Ciorba, mi-e dragă nevasta și mi-e dragă casa pe care o am. Eu vreau să mă fac casă în seara asta, așa că vă spun că nu intru niciun partid politic, pentru că soția mea mi-a zis că rupe picioarele și nu mai dă voie să vin acasă dacă eu mă înscriu într-un partid politic. Și vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Voi ați auzit să vă luați din Matei care spune că noi suntem sarea Pământului și lumina Lumii? Cine? Noi. Cum adică o platformă politică poate să schimbe ceea ce Hristos nu schimbă prin mine? Un om care este plin de Duhul lui Dumnezeu nu poate să schimbe? Trebuie să mă înroleze într-un partid? Păi eu sunt în cea mai mare lucrare a tuturor timpurilor. Eu sunt în Biserica Domnului Iisus Hristos. Dacă Biserica nu schimbă, nimic nu schimbă pe Pământul ăsta, să credeți. Pentru că numai Biserica e purtătoare de lumină și de Duh Sfânt. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și în vecii vecilor. Amin. Amin. Voi ce faceți acolo la balcon? Bine? Îți doresc să vă binecuvânteze. Eu nu vă văd pe voi. Sunteți foarte interesantă biserica asta. Biserica asta pare o biserică numai bună să predici pentru alergare, e ca un coridor. Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe voi pe acolo. V-am văzut la închinare, las-o folosiți. Iubiții Domnului, avem spectatori pe momentul acesta. Și spectatorii aceștia, știți, sunt niște spectatori ciudați. Câți dintre voi ați făcut sport în viață? V-ați înscris într-o competiție oarecare, mâna sus. Ați alergat, nu știu, ceva, ping-pong, nu mă interesează, ceva. Ați băgat de seama dacă ați reușit să câștigați ceva. S-au dat Domnul la voi și au zis, ce bine ai jucat, ce bine nu știu ce. Și a doua oară când nu ți-a mai ieșit, ce au zis? Te mai băgat în seamă. Și pe momentul ăsta. În competițiile acestea, cel puțin, eu mă uit acum că la noi în București, vrei, nu vrei, oriunde te întorci, oriunde tot dai decât de cineva, toată vremea se vorbește despre fotbal, despre Steaua, care nu mai câștigă nimic de vreo 7 ani, mereu pierde. Deja să spui că Steaua a câștigat, e ceva, nu știu, pare o minune. În fine, și tot se vorbește la noi despre lucrurile acestea și vreau să vă spun că am băgat de seamă că cel puțin unul dintre patroni, dacă nu mă înșel la Stele, ori de câte ori câștig un meci, gata, câștigă Champions League, ajunge în finală, cum îl pierde, gata, totuși sunt prăpădiți, sunt niște nenorociți, îi dă afară în iarnă. De ce? Așa fac spectatorii din acestea. Ți-a ieșit? Bravo! Ești în top, ești pe val, ești nemaipomenit, ai o mulțime de oameni care spun, ce bine, mi-aduc eu aminte. Până când am intrat în facultate, mi-au dat 2 bani pe mine. Eu veneam de la țară. Toți cei care vin în București, în afara Bucureștiului, poți veni din Timișoara, poți să vin din Brașov, ești din provincie. Deci când am venit eu în București, am dat 2 bani pe mine în facultate. Deci eram și moldovean, nouă ne-au spus, voi sunteți ca șepcele, ați venit pe capul nostru. ce o grămadă de moldoveni, nu mai pot să respir din cauza moldovenilor. Dar a venit și sesiunea Mărirei lui Dumnezeu. Dar a venit sesiunea, pentru că eu n-am avut prieteni. Dacă n-am avut prieteni, n-am avut nici timp să pierd. Unde să te duci dacă n-ai prieteni, n-am avut nici bani cu ce să cheltui. Deci am pus una pe carte și am învățat. După prima sesiune, aveam probleme cu oglinzile retrovizoare. Nu mai vedeam pe nimeni în spate. Știți? Și după prima sesiune, zice, iubite am fost. Cum venea sesiunea, cum eram iubit? Abia iubit eram. Ce, unde stai? Zic, stau. Zice, nu pot să stau lângă tine, nu pot să stai lângă mine, eu sunt șapcă, deci eu sunt... În fine, eu am lăsat uneori să stea la mine cine a vrut și a copiat după cum a dorit. Pentru că eu știu că viața face totdeauna o diferență. N-are importanță că la o lucrare la 10 e copiat de la vecin. Aia nu e valoarea ta și niciodată nu te va reprezenta. Viața este aceea care face diferență. Un examen este neesențial, asta este părerea mea. În fine, după prima sesiune, am fost căutat. Așa fac spectatori. Ești pe val, ești sus, bând pe cu ăla mă. Și dă să copiez și învață. Butonaș îmi spuneau mie în facultate. Și apeși pe buton și spune tot ce vrei. Din materia, învățat, morcov. Bun. Și atunci spun că acești spectatori stau cu ochii pe noi. Iubiții Domnului, o să credeți sau nu o să credeți? Dar oamenii sunt cu ochii pe noi pentru că foarte mulți dintre ei sunt dezamăgiți, foarte mulți oameni sunt disperați, mulți nu știu încotro să o ia.
și ar veni să fac un pas către Dumnezeu, dar mai vin care de spectatori să uită la tine și să uită la mine. Ia să n-am obosit, ia să n-am cumva tăiat calea, mi-am pus piedică uneia pe pistă. Oare mi-a făcut niște lucruri care nu sunt vretnice de un alergător? Se uită și așteaptă. Și funcție de mărturia pe care noi o dăm, funcție de alergarea noastră, oamenii vor veni în biserică. Credeți lucrul ăsta? Duminica trecută am fost acasă, a fost extraordinar, s-au pocăit 10 oameni la noi în biserică. Eu când fac, am făcut chemare duminica trecută și am zis, eu nu chem pe nimeni la un vindecător numit Iisus. Nu chem pe nimeni la cineva care se dea pâine. Nu chem la nimeni să îi repare viața pământească. Vă chem la un mântuitor. Și dacă veniți la un mântuitor, veniți. Dacă nu mai veniți și nu mai o steniți degeaba, stați acolo pe bănci. Și când au venit în față, pe care au venit Andreea? De ce vin aici în față? Și dacă nu dădea răspunsul corect, îi spuneam, ești degeaba, prietene. Și am venit aici în față să mă pocăiesc. Îmi dau microfonul mână la fiecare să facă mărturie publică. Pentru că așa trebuie pusă problema pe pământul acesta. Nu fac niciun favor nimănui prin faptul că l-aduc la biserică, sau prin faptul că predic, sau prin faptul că îi zic să se pocăiască. Nu-i face niciun favor lui Dumnezeu prin faptul acesta. Asta e datorie, mărirea lui Dumnezeu. Este datorie, da? Deci eu trebuie să alerg în așa fel încât oamenii să vină la biserică, oamenii să pocăiască mărirea lui Dumnezeu. Să se audă biserica numărul 1, în fiecare duminică dimineață se întâmplă ceva. De unde se vin? Aleluia, și oamenii să vină. De ce? Păi pentru că i-a făcut reclamă cine? Alergătorul de la liceu. Alergătorul de la facultate. Alergătorul de la locul de muncă. Ce, doamne, cum să mă fac acolo, doamne, pentru că felul ăsta fie a oamenii acestea m-a pus pe gânduri. Ar fi frumos lucrul ăsta. Avem spectatori, dar avem ceva deosebit. Mai avem ceva deosebit. Noi nu avem numai spectatori. Alergarea creștină singura care nu are doar spectatori. Avem și martori. Avem și un nor de martori. Lângă mine când aleg de Ilie. Zice, Ilie, hai că mai pot, hai că pot. Nu te prăbuși acolo, splângi de mine. Vine Moise și spune, vrei să spune cum am rugat? Ștergem, Doamne, numele din cartea vieții, dacă este să-i ștergi pe ei pe fața pământului. Vine câte cineva, îmi spune Avram, te plângi tu că n-ai avut, că n-ai casă? Ce casă am avut eu, zice Avram? Nu m-am încordat să avut viața. Avem un nor de martor care stă lângă noi și norul ăla de martor ce ne spune? Ne spune, hai încă un pic, mai aleargă, hai ridică-te, nu sta să plângi de milă. Hai că noi suntem în cer, noi te urmărim. Avem un nor de martor, mărirea lui Dumnezeu. Cu fiecare martor din acesta poți să te ridici, poți să capezi puteri noi. Slăviți să fie Dumnezeu. Amin. Iubiții Domnului, aș vrea să vă spun că martorii aceștia fac un lucru. Martorii acestea mărturisesc și spune 2 Timotei 4:7. Am isprăvit alergarea, am păzit credința și ne așteaptă cununa pe care Dumnezeu o va da. Deci asta spun acești martori. Noi am păzit credința. Dacă a putut unul, pot și tu, pot și tu. Dacă a putut cineva, pot și tu. Mărirea lui Dumnezeu. Nu spune eu nu pot. Dar poți. De ce? Păi dacă e un nor de martorii asta ne spune și noi suntem în slavă. Noi suntem sus. Se poate? Se poate, prieteni. Mărirea lui Dumnezeu. Amin. Iubiții Domnului, prima veste mai puțin bună este că viața e o alergare. Deci eu am crezut că, nu știu, că mă prim. Nu! Viața este o alergare. Dar o a doua veste este și mai proastă. E o alergare stăruitoare. Deci dacă mai puteam și eu din când în când să... Dar nu se poate. Deci este o alergare și doi, este o alergare stăruitoare. Dar de ce este viața o alergare stăruitoare? V-ați spus cumva de ce este viața o alergare stăruitoare? Unu, pentru că nu mai este timp. Dumneavoastră îți băgați de seamă că nu mai este timp. Frate Mihai, cum te vezi când te vezi în oglindă? Doamne, nu pot să-mi dau seama cum a trecut anii ăștia. Doamne, Iisus, am părul alb. Nu pot să-mi dau seama. Mă uit, mai văd un rind și zic, aoleu, ca la copacul la Sequoia. Mă văd încă un cerc, încă un cerc. Deci parcă îți dai seama că au trecut ani și nu știi când au trecut ani. Nu-ți vine să crezi. Eu am 42 de ani și nu-mi vine să cred că... Mulțumesc, dar vreau și eu. Nu-mi vine să cred că nu au trecut ani. Atât de repede au trecut ceva fantastic. Nu mai este timp. Eu vreau să spun un lucru, dragii mei. Sportul național favorit al românilor, știți care este? Fotbal? Nu! Tocarea timpului. Tocător de timp. Asta e sportul național. Tăiem frunze la câini. Deși eu am stat mult și m-am gândit, poate spune cineva, cum adică tăiem frunze la câini? Nu înțeleg proverbul ăsta. Când eu n-am văzut câinii să mânce frunze. Și tăiem frunze la câini. Nu știu ce o semne asta. Adică ceva care nu are niciun sens, probabil, nu? Asta înseamnă. Mă gândesc și eu. Reflectez cu voce tare. Bun. Iubiții Domnului, deci, dacă ați observat dumneavoastră, cei mai mulți dintre noi nu avem așa, cum se spune, un start incandescent la închinare. Ați văzut de seama că parcă pornim diesel. Și apoi începem ușură, către final. Când se plecăm acasă, numai bine atunci ar fi bine să cântăm o cântare. Atunci, cu adevărat, ne-am putea închina Domnului. Dar e amici și plecăm acasă. Bun. Dar de ce oare? Vă spun de ce. Pentru că luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, tot ca timpul. Ce Dumnezeu nu ai făcut lucruri rele. De curvit nu curvești, că ești pocăit. De băut nu bei, bine, apă.
de nu știu ce alte ambiții de șarte n-ai, zice, dar zice Domnul Dumnezeu și tu vii și spui, Doamne, dacă eu nu fac lucrurile astea rele, oare de ce nu mai am eu, Doamne, acel fior? Oare de ce sunt eu așa moale și apatică? Ce Dumnezeu, Doamne, spune de ce? Pentru că ești tocător de timp. Tocător de timp. Esmeralda, tânăr și neliniștit, nu mai știu ce, games, m-am dus la cineva într-o familie, hai frate acasă, zice că trebuie să vii să faci o rugăciune pentru mine. M-am dus, că eu băiat pocărit și m-am dus acolo. Când am ajuns, stau jumătate de oră, m-a servit, s-a răcit cafeaua, am băut ce-am băut, după care ce, îți dau ce de mâncare? Bă, dar nu dăm de mâncare, că să mănânc. Zic, unde-i soțul? Zice, acum. Trece o oră, trece o oră jumătate, zbăte, eu plec, mă, nu mai stau. Nu adică de eu sunt păstor, am atat, păi n-am așa de mult timp la dispoziție, cumva așa, nu știu, m-am supărat. Zic, dar până la urmă unde este? Și-a luat piciorul, ce are? Când chemăm nouă, nu, ambulanță, aducem. El era în birou. Ce făcea? Era împreună un alt frate care era în bucătărie, mai era un alt frate într-o altă cameră, cu căștile pe ureche, se pugneau și se bombardau pe internet. Jucau jocul. Și am zis, ferească Dumnezeu, mă, ce să fac cu ceva. A chemat păstorul acasă, este cu show pe internet. Nebunie, oameni buni, nebunie. Dimineața îi vezi pe tine, vin ochii roșii. Și mă, asta, plâns, mă, după Dumnezeu, spune, ala, pe aia. Până la două dimineața, zic pe internet, pe Facebook, a vorbit cu Maricica. Discuții metafizice despre arghezi, despre lucruri adânci. Ce mai faci? Bine, cât atât? Lucruri deosebit. Lăsiți adevărul. Tocăm timpul într-un mod de infrasitor. Venim în casa Domnului și spunem, Doamne, vreau să mă închin. Doamne, vreau să mă închin. Și Dumnezeu spune, da, da, zice, da, dar ai tocat timpul toată săptămâna și nu se poate. Avem noi un barometru. Avem noi o conștiință. Duhul Sfânt al Dumnezeu se întristează. Păcatul de omisiune fundamentală al zilei noastre este tocare timpului. Nu-i dăm lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Deși noi ar trebui să știm că Biblia spune, voi trebuie să alergați, de ce vă muiați? Pentru ce faceți lucrurile acestea? Puteți să credeți că pierdeți timp prețios, că vă iau alții înainte. Doamne, 15 ani de pocăință și eu nu pot să fac o rugăciune cum trebuie. 15 ani de pocăință și nu se mișcă nici praful de pe mochetă la rugăciunea mea. De ce? Tocător de timp, spor național. N-ai spus nimic cu Dumnezeu. Ceva care să te îndreptățească, să te duci înainte Dumnezeu să spui, Doamne, am alergat mărire ție. Am alergat luni cu tine la rugăciune și post. Și acum nu o spun povești. Am alergat marți cu tine la tineret. Am alergat miercuri cu tine, Doamne, la rugăciune. Am alergat joi în casa ta. Am fost vineri, Doamne, la rugăciune, la sală de veche. Și atunci când vii duminica în biserică, ești mie și spui, aleluia, continui să alerg. Noi au din nou crampe musculare. Până când te-ai încălzit tu, gata, biserică e acasă. Ați înțeles diferența? Nu mai este timp. Nu numai că nu mai este timp, dragii mei, dar vreau să vă spun încă un lucru. Nu mai este timp pentru că, propriu zis, foarte mulți dintre noi suntem împrumutați de Dumnezeu. Câți dintre voi au credit? Credit. Un banc. Credit. Hai, frate, mai noi doi măcar. Eu am două fete. Deci am credit în banc. Deci, bun. Deci eu am credit în banc. De-aia am zis mereu, închideți telefoanele mobile când intri în adunare. Că acum ăștia de la mine, de la BRD, au un lucru machiavelic, după părerea mea. Zic, îmi trimit mesaj. Nu știu cum să nimerești, numai duminica, Doamne, cade mesajul ăsta. Eu știu ce operator ciudat este acolo la ei, că de obicei, când plec la biserică, vine mesajul, zice, vă reamintim că rata lunară a creditului dumneavoastră este de... Nu vă spun. Și zice, dacă ați plătit-o, ignorați acest mesaj. Aici este drăcina. Cum să nu mai ignor dacă l-ai citit? Deci asta este o chestie psihologică, domnule. Așa te deci, ignorați. Cum să-l ignor dacă l-ai citit? De emoțiile. Ori ai fi plătit, ori nu ai fi plătit. Nu ca și gospodina care de 5 ori zice, mă, am închis aragazul, n-am închis aragazul, am închis aragazul, n-am închis aragazul. Mai dat de punctătura la bucătărie. Înțelegeți? Deci, nu mai este timp și noi, de ce vă spun lucrul ăsta? Deci, unde avem credit? Ce înseamnă credit? Vine scadența lunară. În fiecare lună vine scadența și scadența aceea, nu, dar măcar aveți, aveți facturi la mobil, nu? Câți de voi aveți mobil? Ce întrebare prostă asta. M-am frașat. Nu, aveți, nu plătiți mobilul lunar, nu, părinții, mamă, da. Voi plătiți, careva, care plătește telefonul mobil? Mâna sus, haideți vă cât trăiți. Oho, o grămadă, deci știți despre ce vorbesc, vine factura lunară. Oare am să se plătesc luna asta? Ați înțeles? Dar la fel este și cu, la fel este și cu timpul. Voi știți că suntem împrumutați? Vreau să spun că acum câțiva ani de zile, prima dată când mi s-a întâmplat mie, acum câțiva ani de zile, mergeam, unde mergeam eu? Spre voi mergeam, spre Brașov. Trebuia să mă întâlnesc cu, trebuia să mă întâlnesc cu fratele Eugen, trebuia să mă întâlnesc cu fratele Gureu, să discutăm despre situația bisericii celei noi care a fost clădită. Nu mai știu unde e biserica aceea, am uitat. În fine. Și venea spre voi, spre Brașov. Și pe centura
Ploieștiului, pe cedura Ploieștiului, mergând cu vreo 40-50 la oră, a venit o mașină din spate, 42 de tone, și m-a ispit exact în spate, în jumătatea mea. M-a întors pe șosea cu fața în sensul opus, mi-a mai dat un izbai, m-am dus la loc și m-a aruncat 12 metri de carosabil. A fost daună totală. Eram împreună cu un frate în partea dreaptă și în momentul în care au venit polițiștii, au întrebat unde e mortul. Slavă lui Dumnezeu, n-a fost nimeni mort. Uite, mortul e aici. Deci eu sunt mort. Deci, de ce spun lucrul ăsta? Pentru că după ce s-a văzut la mașină și după ceea ce au spus medicii, au zis, dumneavoastră, asemenea accidentă, dar trebuia să ieși mort. Cu 3 zile mai înainte, vineri, ca să se întâmpla luni, vineri am avut o seară prelungită de rugăciuni și s-a ridicat o femeie și a spus, ascultă bărbatul ce spune Domnul, ce săptămâna e cu lumele tale să-ți ia viața. Dar Dumnezeu spune că El este ceva care te va proteja, dar zice să iei 3 zile de post și împreună cu tine din biserică sunt martor, am luat post și zic și eu, ziua respectivă le-am într-o zi de jertfă înaintea Domnului. Îmi pare bine că atunci când m-a lovit tirul, au fost niște frați pocăiți în spate, o mașină, au unor frați pocăiți de la Toflea și au strâns ceea ce au zburat din mașină. Și într-un fel așa, bucuros. Și ce au zburat din portbagaj? Vreo câteva harfe, mai multe ediții de Biblie, ce fain așa când te lovește viața, să sară din tine Biblie și harfă, nu te lovește un tir și din tine sar tot, Doamne iartă, tot felul de lucruri pe care ți-a rușit. Important lucrul ăsta, să țineți minte. Bun. Și în momentul acela eu trebuia să mor. Deci eu după cuvântul lui Dumnezeu care m-a scăpat și mi-a dat o nouă șansă la viață, eu mi-am dat seama că eu nu mai sunt al meu ca să fac tot ce voiesc eu. Sunt al lui Dumnezeu. Și am zis, Doamne, eu trăiesc pe credit. M-am împrumutat de la banca aceasta a vieții din Dumnezeu și eu trăiesc pe credit. În fiecare zi când mă trezesc, spun, Doamne, îți mulțumesc. Eu trebuia să fiu mort, acum deja aveam ceva ani de chine în cimitir. Da? Puteam să fiu mort și Dumnezeu m-a făcut să fiu viu. Și atunci eu spun, Doamne, îmi dau seama că eu trăiesc pe credit. Am zile de împrumut. M-am împrumutat cu zile de la tine. Și tu ești acela care mi-ai creditat aceste zile. Numai că eu știu că întotdeauna când este vorba despre zile de împrumut, dobândă-i mare. Plătesc dobândă mare. Adică mă duc, aleluia. Și alerg pentru Domnul Dumnezeu. Unde pot și unde mă cheamă Dumnezeu, alerg. De ce? Când ai zile de împrumut și trăiești pe împrumut, dobândă-i mare. Amin. Dumnezeu să ne audă ce spunem în ziua de astăzi. Amin? În al doilea rând, dragii mei, vreau să vă spun încă un lucru. Deci numai că nu mai este timp, de aceea trebuie să fie stăruitoare alergarea. În al doilea rând, această alergare este stăruitoare pentru că străbatem valea undei morții. Voi v-ați gândit la lucrul ăsta vreodată? Străbatem, ziceți voi, valea undei morții. Adică cum? Păi simplu. Deci toată lumea asta, unde te născut? Un Brașov, frumos, munți. Cota 1400, nu știu ce. Eu am născut undeva în Moldova. Frumos și acolo. Moldova, tot așa, are munți frumoși, are ape frumoase. Dar orice s-ar spune și oricât de frumos ar fi, indiferent ce casă de lux să-i face tu, indiferent ce mașină ai avea tu în fiecare zi care să mergi cu ea, Biblia spune că indiferent că ai locuit în Miami sau unde vrei tu, oriunde ai fi, străbați valea umbrei, morții. Deci Dumnezeu spune că pământul acesta este ca o vale peste care este umbra morții. Pentru că noi când ne naștem, pornește cronometru. Noi cu fiecare zi murim. Cu fiecare zi ne trecem în omul din afară. Și Biblia spune, acest spectru al morții, acest cronometru a pornit de la maternitate. Și acest cronometru în fiecare zi îl simțim. Nu simți că în fiecare zi, parcă cu fiecare zi, te moi. Am întrebat o dată niște bătrâni, am zis, dumneavoastră zice, am întrebat eu, dumneavoastră ce credeți oare? De ce nu mi-am zis eu, văd că bătrânii cu vârsta, parcă se încovoaie. Ați văzut lucrul ăsta? Și mi-a răspuns o bătrână înțeleaptă. Deci, fă de Florin, zice, Dumnezeu a zis că din țărână am fost luați și în țărână ne întoarcem. Și cu anii care trec, e legea țărânii, frate. E legea țărânii. Parcă din ce în ce, mai jos, o simt, parcă mă trage ca un magnet. Pentru că țărâna se aduce în țărână, dar sufletul și Duhul merg la Dumnezeu. Și a zis, parcă e o lege a țărânii pe care o vezi în fiecare zi. Te uiți, riduri, te uiți, trece timpul, amprente de orice ordin, amprente la ordinul de ordin psih, amprente de ordin emoțional, amprente relaționale. Mai spun trupește, le vedem cel mai bine, nu? De cu cremă, de cu vitamine, tot de aici. Repet, sau zâmbiți. Bun.
Deci noi străbatem valea umbrei morții. Păi și dacă eu străbat valea umbrei morții, să dumneavoastră vă dați seama că acum, în noi, în timp ce noi vorbim, tot pământul acesta așteaptă cu înfocare răscumpărarea fiilor lui Dumnezeu. Creația așteaptă să fie înnoită, pentru că este impregnată de pierzare. Și pământul acesta, cu tot ce este pe el, știe că într-o zi va arde. N-a fost menit să ardă. Arde din pricina fiilor lui Dumnezeu care n-au făcut voia lui Dumnezeu. Și care au făcut lucruri rele și pământul acesta este blestemat din pricina noastră. Din pricina noastră este blestemat pământul. Bun, dar dacă, de exemplu, tu acum, haideți să facem o paranteză. Deci dacă este umbra morții acum, deci pământul acesta este și are umbra morții, care vrea să se plimbe sub umbra morții? Nu. Dacă sunt sub umbra morții, îmi vine să o iau la fugă. Păi asta spune Biblia, alergați aici. Și alergați stăruitor, pentru că voi traversați valea umbrei morții. Și dacă este valea umbrei morții, voi nu trebuie să vă plimbați, pentru că moartea plândește și vă cine pune mâna doboară. Și moartea nu la cimitir, să înțelegeți voi lucrul ăsta. Moartea nu la morgă. Și unde e moartea? La morgă. Să credeți voi. Moartea la cimitir. Nu la cimitir. Unde e moartea? Unde ți-ai îngropat visele. Unde ți-ai îngropat credința, acolo e moartea. În ziua în care nu mai avut credință, în ziua când nu mai știi pentru ce să trăiești, în ziua când nu mai ai un vis pentru care să trăiești, în lui, prietene. Tu numai numele se merge că trăiești. Dar ești mort. Pentru că moartea e abilă. Moartea nu lovește doar atunci când îți ia, se sfârșește timpul acesta biologic. Moartea lovește în multe feluri. Să știți că moartea este arma satanei, știați lucrul ăsta. Și principiul morții este mai mult decât al trupului, decât biologic vorbind. Moartea lovește în mai multe părți. Și ce spune în Ieremia, în Noua, moartea s-a suit pe ferestrele voastre. Voi ați auzit versetul ăsta? Moartea s-a suit pe ferestrele voastre. Când a citit acest verset, dar ce face? Domnule, moartea asta, alpinism. Și cum adică s-a suit moartea pe ferestrele noastre? Și spune Ieremia 9. Moartea s-a suit pe ferestrele noastre. Numai ce m-am uitat cu frică la fereastră. Zic, dacă deschid și văd moartea. Deci, și apoi mi-am dat seama de un lucru. Că moartea s-a suit pe ferestrele noastre și stă pe ferestrele noastre pentru că ce făcea Daniel în captivitate? Daniel știa că traversează valea umbrei morții. Ce făcea Daniel? Daniel deschidea fereastra larg, se uita spre Ierusalim și se ruga cu voce tare și zicea cu privirea îndreptată spre Ierusalim, Doamne, eu nu uit de unde am venit, nu uit al cui sunt și nu uit încotro mă îndrept. Important lucrul ăsta. E important să deschizi fereastra rugăciunii și în fiecare zi să spui, eu am venit la Dumnezeu, eu mă duc la Dumnezeu, eu nu trebuie să fie rădăcini pe pământul acesta, eu nu trebuie să mă îngrop în țărâna asta, eu nu trebuie să mă îngrop în mobilă, eu nu trebuie să mă îngrop în datorii, eu nu trebuie să mă îngrop în lucrurile pământești și eu sunt al lui Iisus Hristos răscumpărat și în fiecare dimineață să spui lucrul acesta pentru că aminte moartea cum este primit pe tine. Că să credeți voi că moartea este îmbrăcată în negru și arată ca un schelet. Cam de oameni, cum arată moartea? Moartea, un schelet din ăsta, zice, și are și o glugă din asta neagră și și-o trage pe cap și merge cu o coasă în mână și zice, pe care îl prinde, îl cosește. Și o vedeți voi, moartea nu neapărat că e neagră, moartea poate să fie și roșcat și blondă. Moartea poate să fie în toate felurile posibile. Moartea poate să vină cu un selecat. Uite, moartea, selecatul. Deci ți-l dorești, vrei selecat, gata. Poți să minți, poți să înșeli, să ajungi să se îngropi credința, timpul pentru Dumnezeu, să ce? Ca să te îmbogățești față de cine? Față de pământ. Și acea moartea aș fraga mâine de bucurie. Ce am băgat capul în factură. Foarte bine. Gata, e murit. Ești terminat. Când nu trăiești pentru un vis mai mare decât acela de a fi pe pământul acesta, ești mort. Deci noi traversăm valea umbrei morții. Și dacă traversăm valea umbrei morții, cine vrea să stea sub umbra morții? Eu nu vreau. Mie mi-e dor de soarele de plină mine. Și alerg. Alerg către ținte. Hristoase Iisuse, ajută-mă într-o zi, ne vom vedea. Și gata. E valea umbrei morții, dar este umbra, nu e moartea. Mărire Dumnezeu că nu am ieșit de sub stăpânirea ei. Așa cred. Amin? Iubiții Domnului, lasă să spun un lucru. Noi depindem de această alergare. Noi depindem de această alergare. Deci, în al treilea rând, de ce trebuie să alerg? Pentru că nu poți negocia cu ispita și nu poți negocia cu păcatul. Vreau să vă spun că Sfântul Augustin, într-o viziune pe care a avut-o, zice că a văzut tot pământul acesta acoperit numai de capcane ale ispitei. Și a zis că a văzut capcană lângă capcană, capcană lângă capcană și în momentul acela a înfiorat, a zis, Doamne, dar cum ar fi posibil cuiva pe pământul acesta să meargă și să nu cadă în aceste capcane care sunt una lângă alta? Iar cuvântul care l-a auzit a fost smerenie. Smerenie. Asta a auzit-o el. Când a stat Iosif față în față cu nevasta lui Potifar, n-a negociat și a zis, stai puțin să îmi dau seama, uite, vreau să spun Psalmul 23, a tăiat-o, a fugit. Și mai bine îți dați haina decât sufletul, nu?
Deci eu plec, stau, nu negociez. A alergat, pentru că în ispite, nu stai tu acolo să parlamentezi cu satana, că te pune la pământ. Nu stai să negociezi, stai, Doamne, că nu navighezi decât aici, aici și gata. Nu. Mai bine o termin cu totul. Asta este important lucrul ăsta. Să știi cum că trebuie să alergi din locul ispite. Că nu o să poți să rămâi acolo și să crezi că ești biruitor. Iosif a alergat, a fugit și a zis, nu pot să stau. Și Biblia spune, fugi de poftele tinereții. 2 Timotei 2 cu 32 spune, fugi de poftele tinereții. Întrebarea pe care o am eu este acum, oare numai tinerețea de pofte? Văd și oameni mai în vârstă. Oare mă gândesc la 60 de ani mai în pofte? Și să ce tăcuți? Voi nu vorbiți. Așa, m-ați speriat. Frământați-vă un pic. Mindea. Oare bătrânețe n-are pofte? Bă, da, are. Dar de ce spune Dumnezeu numai tinerilor să fugă de poftele tinereții? Dacă și bătrânețe are pofte, atunci să fugă și bătrânii? Nu. De ce nu trebuie să fugă bătrânii de pofte? Pentru că ar trebui să fugă în tinereții. Cum adică tu la 60 de ani și mai pofte din alea? La 70 de ani și câte mai... asta cu asta de chinui tu. Că trebuia să fi fugit de multe ele. Fiecare vârstă are încercările ei. Fiecare vârstă are greutatea ei. Dar poftele tinereții, trebuia să fi fugit de multe ele. Păi nu știu eu, acum vreau să duc anul trecut, am fost sărbătoarea Paștelui, cred că am fost într-o biserică și am chemat la sfârșit la rugăciune și am venit și un bătrân de vreo 70 ceva de ani și o întreb pe fiecare. Zic, pentru ce ne rugăm? La care el îmi spune, frate, nu mai trece că eu grozav să-mi mistui niște pofte. La care îi spun, dar ce pofte, frate, că eu nu mă rog așa la general, la paușal. Zice, frate, zice, eu păgătesc cu privirea, frate, mă duc la tinere, la fete, la femei. Mă mutea, băi, am 73 de ani, mă luau groasa. Și am zis, băi, frate, trebuia să fie cu cine multe pofte, să ala, să vreau, frate, mă rog, că nu mă rog. Îți dai seama ce penibil, ce greu, ce trist. Ce trist e lucrul ăsta! Fugi de poftele tinereții! De ce? Pentru că după aceea să fi fost departe de el, mă te frământ cu ele și la 60-70 de ani. Deci la bătrâneții sunt alte pofte, nu astea ale tinereții. De asta am fugit, dar am stat mulți kilometri în urmă, așa? Mărire lui Dumnezeu. Amin! Dar dacă fug de poftele tinereții, unde fug? Că mulți fug. Ce, Domnul, eu fug de urmă văd. Dar cum fugi? Năuc? Deci eu gata, de ce, Domnul, am terminat, Domnul? Eu nu mai gata, m-am pocăit ce definitiv. Eu nu mă la televizor. Gata, am terminat. Gata, satana, Domnule, acolo în cutia. Dar ce faci tu acum? Mă uit pe internet. Deci am fugit extraordinar. Nu m-am dus eu cu COVID, dar vreau să vi-i spun că vi-i părăsc. De bine. Mă duc acolo și, dacă nu-i voie cu televizor acolo, nu-i voie. Deci înseamnă învățătură și spun, nu-i voie. Dacă te prinde că ai televizor, riști sancțiuni bisericești. M-am dus acasă să stau de vorbă cu pruncii. Ce crezi că am găsit pe calculatorul lor? Tivitana. Nu că e șmecheria asta. Asta a tamit. Deci noi am fugit, noi n-am venit televizor. Uite, nu vreți să caci, căutați, unde vreți și încă mare, nu televizor. Dar ce-a făcut pe internet? Tipitale. Descărca o filme, o groază. Listă, playlist. Asta se rulează la cinema home. Acest film. Deci asta este, asta nu înseamnă că ai fugit. Ai fugit și unde ai fugit? Păi ai fugit din lac în puț. Aia nu-i fugă, nu vede lac în puț. Aia nu așa ca să șmecherești pe oameni. Dar n-are nicio relevanță înainte de Dumnezeu. Când fugi, fugi în brațele lui Isus. Când fugi, fugi la crucea Domnului Iisus Hristos și pocăiește-te. Amin? Și să mă pocăiesc. Dumnezeu să mă ajute. Amin. Mai însuflățit ați fost la aminul că să mă pocăiesc eu decât voi. Bun. Biblia spune în Filipeni 3 cu 14. Alerg, dar nu năuc. Alerg către țintă pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu Iisus Hristos. De ce este viața o alergare stăruitoare? Viața este o alergare stăruitoare. Pentru că un lucru trebuie să le înțelegem în privința acestei alergări. În Efeseni 16 cu 12 se spune, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac. Și un lucru care este important este următorul. Cum e alergarea creștină? În primul rând, trebuie să știți, dragii mei, că alergarea creștină nu este o alergare de un singur. Dumneavoastră cunoașteți puțină istorie, un pic așa de istorie. Ați auzit de luptele cu gladiatori. Ați auzit că a fost un gladiator pe nume Spartacus, care a condus o mișcare de eliberare, o mișcare împotriva Romei. Ați auzit de acest nume? Ați auzit. Mai mult de film ați auzit de Spartacus, spun eu. Bun, dar istoria spune că acest gladiator pe nume Spartacus era grozav. Deci era un luptător deosebit.
și și-a primit eliberarea și s-a pus în fruntea sclavilor și a venit cu război împotriva Romei. Spartacus avea un exemplu de luptă. Și ce făcea Spartacus? Exemplu, în lupta în care a încercat împăratul să-l omoare, pentru că și-a dat seama că e un potențial risc atât de tare drag l-avea publicul, că Spartacus devenise un risc pentru împărăție. Și atunci împăratul a vorbit să-i trimită împotriva niște luptători foarte puternici și mulți. Și într-un final a rămas cu trei dintre ei. Și atunci Spartacus s-a gândit și a zis, măi, pe așa nu pot să-i repun așa ușor. Și ce a făcut? Doar la fugă. Și a fugit de mânca pământul. Numai că unul dintre ei era rănit la picior, dintre cei trei combatanți. Unul era lovit la costă. Și când au început să alerge după el, că au zis, gata, zice, de acum și-a pierdut curajul, îl vom omorâ. Și au început toți trei să alerge după el. Numai că în timp ce alergau după el, s-au distanțat unii de alții din pricina rănilor dobândite. Și când a văzut că e suficient de mare distanța între ei, s-a întors fulgerător Spartacus și a lovit pe fiecare pe rând. Și ce vrea să facă Satana? Ești din Pluton, zice. Ești din Pluton. Tu te poți sfinți acasă. Ce rost are să vii duminică dimineața la ora 9, că și așa este o plictiseală generală, aceleași cântări lălăite care sunt în cântate în biserică. Nu are sens, zice. Ala te-a supărat, nu-ți mai dă, ai văzut prietena ta înfrădat, ai stat cu ea, ai plâns, te-ai rugat și acum te-a înfrădat, s-a întors spate. Ce biserică e asta ce rămâi acasă? Oricum, tu citești în Biblie și mult mai mult ți este folositor să citești în Biblie. Ce s-a scurs tu predicile alea care oricum nu te zidesc cu nimic? Și Adana vine și spune, puneți distanță între voi. Pentru că așa voi dobărâ foarte ușor. Alergarea creștină, prieteni, este o alergare în Pluton. Și alergarea creștină nu e un sprint, pentru că asta înseamnă că îți dai pe unii afară și după aceea nu mai reușești să faci nimic. Iar alergarea creștină este un maraton, se alergă în Pluton și este o alergare dincolo de care vreau să vă spun că trebuie să-ți păstrezi ritmul și suflul. Această alergare creștină este o alergare în Pluton pentru că pe Dumnezeu nu interesează cine trece primul linia de trosire. Pe el nu interesează că a trecut Avram acum câteva mii de ani, dar nu interesează că Florin Alviș va trece linia de sosire peste câțiva ani când va voi Domnul Dumnezeu. Pe Domnul Iisus Hristos interesează să trecem linia de sosire toți, mărire Domnului, toți. În Pluton mergem cu toții. Nu contează că unii au luat înaintea altora. Nu contează că unii vor veni după. Important este să păstrăm cadența, ritmicitatea, pentru că alergarea creștină este în Pluton. Așa ne doboară Satana. Mă, dar nu trebuie să primim pe ăsta, nu trebuie să-l ascultăm pe ăsta. Dar cu ăștia nu trebuie să avem nicio legătură, Doamne. Ce legătură aveam cu X, ce legătură avem noi cu Y. Noi pe noi nu ne interesează biserica aia, nu ne interesează biserica aia, nu ne interesează ce din partea aia. De ce nu te interesează? Pentru că alergarea creștină este în Pluton, mărirea lui Dumnezeu. Cu cât se îngroașă Plutonul, cu cât este mai mare Plutonul, cu atât este mai mare mulțumirea lui Iisus Hristos. Aleluia! Slăviți să fie Dumnezeu! Au fost un test într-o clasă, au venit și făceau un test psihologic vis-a-vis de învingător. Și s-au dus așa și a zice, voi trebuie, zice, aveți următoarea sarcină. Voi stă un balon, zice, și balonul ăsta care era umflat, trebuie să-l protejați. Vedeți să-l protejați cum puteți mai bine. Și în același timp, să spargeți balonul celui de lângă voi. Cel care la sfârșit va rămâne cu balonul nespart și va reuși să spargă balonul celorlalți, e învingător. Într-un final, în fine, n-are importanță, un băiat mai așa, mai puternic, mai pistruiat, a rămas cu balonul în brațe, împrejurat la față și a spart o groază de baloane ale celorlalți. Și el acum se vedea aici fericit, învingător. Toți se uitau la el așa. Deci, nervoși că l-a spart baloanele lor, nervoși că el a rămas cu balonul lui, o mare bucurie că ai fost învingător. O mare bucurie și bucurie. După care s-au dus la următoarea clasă, mă că următoarea clasă era o clasă cu dizabilități. Și le-a zis, voi ziceți să faceți următorul lucru. Să vă protejați balonul și să spargeți câteva de baloane. Ăștia, fiindcă erau cu dizabilități, au înțeles și au înțeles. Și când au zis start, i-au pus fiecare balonul lor la celălalt și au sărit pe balonul respectiv. Și fiecare a sărit pe balonul celălalt. Și ăștia când săreau pe balonul lui și când îi se spărgea balonul lui, aplaudau și erau extrem de bucuroși. Și la sfârșit nimeni nu mai avea niciun balon, toți erau îmbujorați, toți erau fericiți, toți erau bucuroși. De ce? Pentru că i-au înțeles potrivit nevoilor. Pentru că ea, alergarea creștină, nu e competiție. Ea nu e competiție. Asta ne macină pe noi și asta de foarte multe ori ne tulbură pe noi. De ce? Pentru că în alergarea creștină încercăm să vedem care este cea mai bună predică de duminică și dăm scor. Da, 9 plus.
7 cu indulgență. Bun. Și atunci ce avem noi în biserică? Avem dumneavoastră juriu și noi candidați. Deci noi suntem candidații al acestui mare juriu care este biserica. Zice, tu l-ai văzut când a cântat? Zice, dar de ce a cântat așa de tare cu nu știu ce? Sau de ce cu nu știu cum? Și noi dăm note. Dar după care, dacă sunt două sau trei grupuri, nu, vine grupul la sfârșit și zice, frate, ți-a plăcut cum am cântat? Eu te rămăcesc întrebarea, am cântat mai bine decât ei. Ați înțeles care este ideea? Satana ar vrea ca noi să facem lucrurile dintr-o dorință competitivă. Însă Dumnezeu ne spune că noi trebuie să facem lucrurile așa până încât să ne fim de folos unul altuia. Adică eu zic lui Adimadi, tu ce faci că eu bătesc, prietene? Păi eu mă vrezi în alergarea mea fastuoasă, festivă, impunătoare, măreață, îl iau pe fratele meu pe după omul și hai. Pentru că înaintea lui Dumnezeu nu contează cu ce viteză am alergat. Contează că am alergat în pluton și l-aș duce pe el să ajungă la finish. Amin? Credeți lucrul ăsta? Ați înțeles ce vă spun în dimineața asta? Voi să nu credeți că voi trece din ea de sosire singuri. Păi dacă zice singuri, vă așa mar. Nu, în pluton. Cu câți, Doamne? Câți am luat cu mine? Știți ce mă gândesc eu? Știți pentru ce luptă pe pământul acesta? M-am gândit în Portugalia, în pauza conferinței din Portugalia, a fost la conferința națională din Portugalia, a venit un filosof, un profesor, zice pastore, ai 3 minute să-mi răspunzi la această întrebare aici. Pentru ce trăiești? Filosofii, nu am nevoie de 3 minute. Îți răspund în secunda numărul 1. Eu trăiesc pe pământul acesta pentru ca să iau cu mine cât mai mult în cer. Singura rațiune a existenței mele pe pământul ăsta e că atunci când voi fi în fața lui Dumnezeu să mă doară mâinile de rod. Să mă duc în fața lui Iisus Hristos cu brațele pline să spun, sunt ai tăi. Dar aici o bucățică din mine m-am cheltuit. Să mă întâlnesc în cer cu unii care să spun, eu sunt Lucia, eu sunt din Brașov. Într-o zi am ascultat predica și eu nu vă spun acum prostii ce vă spun. Și am vrut să mă sinucid. Dar pentru că ți-am ascultat predica, m-am oprit, zice. Și am căutat o biserică și astăzi sunt salvat de Iisus. De ce? Pentru că undeva și tu ai alergat pentru Domnul. Pentru asta merită să trăiești. Nu-i competiție. Nu contează cine a cântat mai bine. Contează cine a zidit. Nu contează cine a predicat mai bine. Contează cine a schimbat pe gurile lui ceva. Contează cine l-a reprezentat pe împăratul. N-are importanță. Cineva mi-a dat la sfârșit, mai când mi-a dat două palme. Supărat, zice, a treia duminică la rând, zice el, când nu mai pot să cânt. Zice, tu nu mă iubești. Și am zis, ești un prăpădit. E a treia duminică la rând, când în față au ieșit zeci de oameni la mântuire. N-am avut timp să fac lucrul acesta, pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a avut ceva de făcut. Tu ai văzut câți oameni au ieșit și s-au mântuit, da. Și tu nu te bucuri de faptul că s-au mântuit oameni. Tu îi spui că ne cânta nenorocirea aia de cântare pe care tu ai în minte. Știi de ce? Pentru că tu ai o alergare de tip competitiv. Tu nu înțelegi pentru cine lucrezi. Dar e importantă cine a cântat. Dar e importantă cine s-a rugat. Important e că s-au mântuit oameni. Amin? Se contează. Că alergare e pluton, nu e competiție. Noi nu alergăm unii pentru altora. Noi alergăm unii pentru alții și împreună pentru Iisus. Mărire lui Dumnezeu în cer. Dumnezeu să ne binecuvânteze și Dumnezeu să ne ia putere. Iubiții Domnului, este o alergare stăruitoare și este o alergare aparte pentru că noi alergăm fără să ne uităm înapoi. Dumneavoastră știți că atunci când oamenii sunt în competiție, m-a prins. Nu contează. Eu alerg în ordinul în față. Știți de ce? Pentru că eu trebuie să mă uit la el. Și să spun, mai am puțin, încă puțin vreme. Ceea ce vine va veni și nu va zăbori. Mărire lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să privim înapoi pe pământul ăsta. Și în Filipeni 3:13 se spune, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă. Aleluia! Tu ce faci loc? Zice, eu mă uit în spate. Nu te uita să ce în spate, că te transformi într-un stâlp de sare. Tu ce faci nevasta lui loc? Eu ce deja mă uit. Gata să transformi în stâlp de sare. Vreau să vă spun un lucru, iubiții Domnului. Întotdeauna când te uiți în spate, te uiți în spate pentru că ceva nu merge bine în prezent. Uitatul în spate are de-a face cu regretul, are de-a face cu vinovăția de cele mai multe ori. Când ne uităm în spate, înseamnă că cumva nu ne uităm în față. Sunt oameni care sunt ancorați în trecutul lor. Regrete, poveri, resentimente. Vreau să știți că sunt oameni care și după 30-40 de ani încă sunt captivi într-o relație de neiertare.
Încă se tot uită în spate, Doamne, acum 18 ani, ăla mi-a făcut lucrul ăsta și nu mai poți să-l ierți, Doamne. Tu nu mai poți să trăiești. Tu nu dai seama că ești ca un cățel în lesa, diavolului. Pentru că în momentul în care tu nu poți ierta pe cineva, tu ești prizonier, tu ești captivul lui. Tu ești că mintea ta se centrează numai pe evenimentul acela. Și mereu, nu? Mereu mintea ta se întoarce, revine obstentativ la ce? La acel episod, Doamne. Tu faci cum e Domnul lucrul ăsta? De ce? Tu nu mai ai viitor. Tu nu mai știi să privești înainte. Și de ce merită să iertăm oamenilor? Și de ce merită să părăsim până la urmă gândurile acestea de acuzație și de judecată? Pentru că mie îmi stă înainte Iisus Hristos. Și am un viitor cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că sunt în mâna Domnului Iisus Hristos. De dragul Lui pot ierta și merge înainte. Am obținut. Aleluia. De aceea trebuie să rămânem prizonieri în relațiile acestea dăunătoare și vădămătoare. Și Dumnezeu să ne ajute. Deci aleg spre ținte și mă uit spre înainte. Dar ce văd eu înainte? Și iarăși ce spune capitolul 2, că spune, nu, așa spune Filipeni 3:13. Deci eu fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea, mă arunc spre ceea ce este înainte, aleg spre ceea ce este înainte. Dar ce este înainte? Spre ce privesc eu când mă uit, spuneam? Să ne uităm țintă la, spune versetul următor, căpetenia și dezăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Bun, dar dacă mă uit la Iisus, că și Iisus este un eufemism? De mult vreau să fac asta. Cred că eu, din cauza că m-am învățit prea mult. Să ne uităm țin de la Iisus. N-ați băgat de seamă că dacă zice cineva, zice, fraților, să ne uităm la Iisus. Ce facem acum când eu zic să ne uităm la Iisus? Te uiți unde o fi, oameni, după lustră, unde o fi Iisus. Avem tendința să ne uităm. Când ce nu uitați la mine, uitați-vă la Iisus. Dar adică cum să mă uit la Iisus? Când se spune uite la Iisus, tu ce înțelegi? Da, sună bine, sună pocăiește, sună foarte duhovnicește, dar practic, ce înseamnă să te uiți la Iisus? Te-ai gândit vreodată? Deci eu cum mă uit la Iisus? În primul rând aș vrea să vă spun, dragii mei, că atunci când ne uităm la Domnul Iisus Hristos, aș vrea să ne uităm nu doar la patima Domnului Iisus Hristos, pentru că, în general, pocăiții se uită doar la patima Domnului Iisus. Domnul Iisus Hristos, la crucea Golgotei, răstignit. Și de obicei, la cine ne uităm la patima Domnului, la patimile Domnului Iisus. Dar Biblia spune, nu vă uitați doar la patimile Domnului Iisus Hristos. Dar la ce să mă uit la mine? Uită și la pasiunea Domnului Iisus. De ce spune Biblia? Pentru bucuria care era pusă înainte. Pasiunea. Pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit patima, dacă vedeți, crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie. Nu priviți doar la patima Domnului Iisus, priviți și la pasiunea Domnului Iisus. Au venit ucenici și au zis, Doamne, dar zice, nu ți-e foame. Că noi când am plecat și ne-am dus să-ți luăm de aleguri, ți-era foame, ți-era sete. Zice, am mâncat o mâncare mai bună. Mâncarea mea este să fac voia celui care mi-a trimis. Pasiune. O pasiune extraordinară. Domnul Iisus Hristos, când mergea pe drumul acesta al Calvarului și supera patima, cu pasiune privea la ce? La bucuria care era pusă înainte. Oameni buni, nu știu cum să vă fac eu pe voi în ziua de astăzi să înțelegeți ce vă spun eu acum. Dar eu când în viață nu mai găsesc niciun loc și niciun umăr pe care să mă sprijin și vreau să vă spun că nu este așa un cuvânt. Sunt momente când mă simt neînțeles și cred că și vreau să le traversați că este omenește să fiu neînțeles. Eu în momentul acela nu stau să privesc în trecut, nu stau să mă judec cu unul sau cu altul, închid ochii. Ăsta este modul meu de a ieși din aceste grele situații când mă simt neînțeles, mă simt judecat într-un mod greșit. Sau cred eu că sunt judecat într-un mod greșit? Că până la Dumnezeu va arăta care judecă drept și care nu judecă drept. Că cei trei prieteni al lui Iov au crezut că judecă drept. Dumnezeu a spus, voi nu judecați drept. Până la urmă știți ce fac? Închid ochii și vă spun ce fac. Cu puterea minții mă duc spre ziua în care voi trece la Domnul. Și așa mă gândesc mereu înaintea lui Dumnezeu că va fi astăzi la Brașov. După ce am terminat, mă întorc acasă. Mâine dimineață, la prima oră, sunt în Biserica Betel. După care, între adunări, am niște întâlniri cu niște familii. După amiază sunt la Biserica Izbânda, creștin după Evanghelie. Luni avem o zi extraordinară, zi de post, de rugăciune pentru umplere cu Duhul Sfânt. La 4 am o emisiune radio și la 5 ajung în biserică să mă rog. Marți avem o seară de tineret a studenților. Sunt ore întregi pe care le petrece cu Domnul. Și pas cu pas mă gândesc că într-o zi, când o să mă uit de jur împrejur, o să văd că am depășit hotarul vieții acesteia și am ajuns acasă cu Dumnezeu. Și gândul acesta că într-o zi voi sta înaintea lui. Gândul acesta că într-o zi Dumnezeu va zice bine, rog, bun și credincios, pentru că pentru mine asta e formula succesului. Să aud din gura lui bine, rog, bun și credincios. Asta e succesul total pentru mine. Gândul acesta mă însuflețește.
și două bucurii extraordinare. Ce e omul ca să-mi fie teamă de el? Ce poate să-mi facă mie omul? Mă gândesc la Domnul, cel ce este răscumpărătorul vieții mele, răscumpărătorul meu este viu. Și mă gândesc la ceasul și ziua când voi sta față în față cu el și voi cădea la picioare și voi spune, te-am iubit, Doamne, fără să te văd. Dă-mi voi o veșnicie să te văd. Nu-i rai pentru mine decât să-l văd pe el, să-i rai, să stau să mă uit față în față și să mă bucur de el, de Domnul Iisus Hristos. Și mă remontează și îmi dă putere. Nu voi uita doar la patini, nu voi uita doar la Doamne, plâng și iar plâng și sunt nenorocită, aia nu mai mers, ăla nu este un lucru bun. Aici parte de greutăți, vreau să fac lucrul tău și nu mă lasă nimeni, nu-mi dă nimeni nicio putere, nu mă încurajează, nu mă susține, n-am, Doamne, din partea nimeni niciun sprijin. Da, dar Dumnezeu spune, privește la bucuria care ți-a pus înainte și aleargă! Tu te opri. Amin? Aleargă! Și aleargă și continuă să faci ceea ce faci. Pentru că într-o zi vei vedea că Dumnezeu îți va deschide la ușa. Mărire Dumnezeu. Apoi să vă uitați la poziția Domnului Iisus Hristos. Pentru că Domnul Iisus Hristos spune că el șade la dreapta cui? Scaunul de domnie. Adică ce înseamnă să mă la, scaunul de domnie, la poziția lui? Păi să vă spun ce înseamnă lucrul ăsta. Fiii de pelii capului meu sunt numărați de Iisus. Vă vine să crezi că Dumnezeu se cu lucrul ăsta? Știu că la unii număr mai puțin. Deci n-are prea, la unii număr mai puțin. La unii dorează mai mult. Dar Domnul Iisus Hristos spune că firele de păr, dacă vreți altfel spus, vă sunt numărate. Zic-o să crezi că Dumnezeu se ocupă așa ceva? Cum n-ai tu ce faci? Deci îți număr firele de păr. De ce? Păi de ce? Pentru că mi-e scump, prieten, pentru că mi-ești drag. De ce să mă uit la Domnul Iisus Hristos, la poziția pe care o are? Pentru că știu un lucru, nimic nu se întâmplă fără de voia Dumnezeului meu. Nimic nu se clintește pe pământul acesta fără de voia Dumnezeului meu. Pentru că știu că orice vine din mâna lui Dumnezeu. Privește spre ce? Sunt scaunul de domnie, pentru că pe el s-a așezat împăratul, mărire lui Iisus. Și am credință că Dumnezeu mă va ajuta și pe mine. La ce privești? Privesc la scaunul de domnie. Cine e pe el? Împăratul meu. Aleluia. Nu-i bun lucru ăsta. E cu ce mai frământat și lăsează președinte. Vă spune cine? Un om. Nu-i bun lucru ăsta. Mă întreabă cineva prin oameni, frate, zice, soția însărcinată, ce ai? Zic, cum ce am? Bucuria. Nu, Doamne, zice, ce ai? Fetiță sau băiat? Copil, Doamne. Copil am. Deci, copil, nu știu ce am. Nu mă frământ, am copil. Dar eu știu un singur lucru. Că scaunul de domnie este Iisus Hristos, Domnul, aleluia! Și priveți la ce? Așa spune, priviți la căpetenia voastră. A suferit crucea și unde stă? Pe scaunul de domnie, aleluia! Priveți la poziția lui. El este acela care poate să mă ajute. Mărire lui Dumnezeu. Și mai există un lucru pe care vreau să vă spun. Să vă uitați țintă, spune Biblia. Uitați ca să ne uităm țintă. Verbul acesta grecesc, să ne uităm. Împreună cu cuvântul țintă, este două sintagme aparte. În traducere liberă, aș vrea să vă spun cam așa. Uitați-vă, zice, la el, la cel ce poate să vă umple retina. Nu fie frumos lucrul ăsta. Deci când te uiți spre Iisus Hristos, ți se umple retina. Adică ți se umple privirea. Adică Domnul Iisus Hristos absorbe toată retina ta. Știți cum ne uităm noi în biserică? La predicator, așa, și cu coada ochiului la așa, și cu coada ochiului la așa. Deci noi suntem distributivi cu atenția. Și ne uităm și, o fi venit, va fi venit. Păi nou, n-a apărut, oare ce faci? Unde e? Dar e să văd, aia cum s-a îmbrăcat Domnul, iar în roz. Aș permite să vină în roz în biserică. După care ne uităm, la ce mai uităm? La ceas. Noi ne uităm la predicator, când se uită predicatorul la noi, atunci imediat în fața aia de om, da, și deasupra crește dorinul ăla, aceas, pare că se oprește odată. Noi ne uităm în mai multe direcții deodată, credeți lucrul ăsta. Suntem așa puțin cu strabism, aș vrea să spun, spiritual. Și ne uităm în mai multe feluri deodată, în mai multe direcții. Însă când, acum, oameni buni, când te uiți la Domnul Iisus Hristos, spune că e privirea care umple retina. Și o să vă spun un lucru. Nu sunt rare momentele când pur și simplu vreau ca să-mi fie umplut de retina. Intru în cămăruță, pentru că numai în cămăruță mi se umple retina. Mie numai în cămăruță, deci la biserică nu se umplește retina. Deci intru în cămăruță și acolo stau cu Domnul Dumnezeu și zic, vino, Doamne, vino. Când coboară prezența Duhului Sfânt,
uit de foame, uit de sete, uit de tot. Și simt că mi se umple ființa de Iisus. Nu primesc răspunsul, nu spun Dumnezeu face fă lucrul ăsta, fă-l. Prea puțin vorbește Domnul cu mine ce să fac. Dar când vine El, știu că mă ridic și orice fac e după voia Lui, că-s plin de El. Aleluia! Nu mă pot duce în direcții greșite când ești plin de El. N-ai cum. Că cine e în tine, e mai puternic de celul meu. Un magnet te atrage. Lucrurile bune se atrag datorită lucrurilor bune. Adâncul, chiar adâncul. Și ai înăuntru tău spre direcția cea mai merge. Crezi lucrul ăsta? Asta este adevărul. Și când stai în rugăciune și coboară prezența Lui Dumnezeu, zic că se umple, pentru că mintea, ochiul, sufletul, ființa, te ridici și spui, wow, sunt plin. Aleluia. Deci trebuie să ne uităm spre El ca să ni se umple ființa dimineață. Nu m-am rugat și eu trebuie să plec, m-am încălcat. Doamne Dumnezeu, ajută-mă și Dumnezeu, nu mă calce prea noi oameni. Închinarea adevărată, puternică închinarea aceasta. Doamne, ajută-mă la examen, Doamne, că nu mi-am luat decât două copiuțe cu mine. Deci, asta e închinare, Doamne. Asta nu e privirea, nu e retina care se umple de prezența Domnului Iisus Hristos. Când te închin lui Dumnezeu, în ziua în care te închin Dumnezeu, adică fiecare zi, să ai grijă să umple retina cu ea. Dar ce ți s-a umplut? Doamne, m-am rugat. Ce tu? Ai plecat. Tu nu te închin. Și contează să te închin, să se umple retina. Amin. Iubiții Domnului, vreau să vă spun un lucru acum, în final. Avem o veste bună. Știți care e vestea bună? Nu știu dacă v-a spus oameni, nu m-a spus, că eram aici. Am vorbit de greu și am zis, nu să am două sesiuni. Eu să am o sesiune, punct. Bine, aș vrea o sesiune, două puncte. În sensul că după aceea voi să faceți ceva. Dar nu să avem decât o sesiune, atât. Și după ce terminăm, ne pocăim bine în ziua de azi. După care mâncăm prost, că nu decât să îndijur de conferință, ca ne ducem acasă, ne pregătim pentru mâine dimineață, să ne ducem la biserică și să avem retina umplută de El. Și atunci nu mai avem decât câteva minute de petrecut. Și vreau să vă spun, într-un final, care sunt până la urmă motivele pentru care unii oameni mai aleargă. Eu n-am nimic cu nimeni, să știți lucrul ăsta, dar mi se întâmplă mie în biserică, nu vorbesc pe voi. Vin la biserică și pentru mine este groaznic ce se întâmplă și vă rog să înțelegeți și să mă primiți ca atare. 3 minute de rugăciune. Groaznic. Rugați-vă. Tarea la mână, gata, a terminat. Ore de rugăciune. Ce? Noi avem ore de rugăciune. Noi puțin. Pentru că aia nu e ore de rugăciune. Aia este ora în care dai 45 minute în demnuri, cântăm 10 minute sau invers, și ne rugăm 5 în total. Ai ore de rugăciune, măcar să fim cinstiți, să-i spunem, avem și noi de la 9 la 10 ceva. Dumnezeu știe ce avem, că ceva, ore de rugăciune, nu e. Credeți lucrul ăsta că nu e ore de rugăciune. Dumneavoastră, uitați-vă la lucrul acesta. Eu le spun oamenilor, haide să facem pentru Dumnezeu lucrul ăsta și lucrul ăsta. Și ce îmi spun oamenii? Frate, n-am putere, zice, dar eu n-am timp, n-am putere, n-am s-o ocupat. Și unii zic, frate, dar nu pot așa să rezist cum te duci dumneata Dumnezeu, ci dumneata nu e sănătos. Mărire Domnului, un compliment. M-am virusat de crucea lui Hristos. Nu știu dacă m-ați înțeles, sunt lucru bun, părerea mea. Deci la 18 ani tu ești astenic. Deci eu nu pot lucra pentru în primăvara când m-a făcut o melancolie a lui Bacovia. Vara nu pot lucra, zice că e cald, Domnule, zice, vara nu mă gândesc la mare. La gheață și răcoritoare. Grecia și nu mai știu ce. Nu pot lucra vara, că e cald. Toamna nici atâta, pentru că mă însor. Nu știți că toamna ne însură? Da, știu. Iar iarna ce facem? Să pisoiul lângă cămin, lângă șeminiu. El torce, noi torcem. Nu putem lucra iarna, frate, nu merge mașina. Eu și-am mașină proastă. Să lucreze ea care au merge. Tracțiune 4-4. Ce știu eu? Nu lucrăm cu Dumnezeu. Dumnezeu nu a să observați lucrul ăsta. Sunt o mulțime de piedici. Oamenii astăzi nu mai aleargă. Sunt mulți care sunt prăbușiți, nu mai fac nimic. Îi văd pe oameni și întreb, mă, dar voi ce faceți, mă? Voi v-ați pocăit de 20 de ani. Unde sunteți voi? La ce porn? La ce kilometru sunteți voi cu Iisus? Ah, frate, nu știu. Cei mai mulți vorbesc pe vremea mea, pe vremea mea. Oamenii, când spui pe vremea ta, înseamnă că cumva nu mai ai prezent. Tu trăiești numai cu amintirea zilei de ieri. Păi eu vreau să vă spun că azi, aici, m-am bucurat cu Dumnezeu extraordinar. Eu nu trebuie să-mi amintesc ieri că m-am închinat cu Dumnezeu. Acum, azi, eu în timpul acestei închinări, așa am simțit pe Dumnezeu extraordinar. M-am bucurat fantastic. Dumnezeu se binecuvânteze pe oamenii ăștia care au muncit. 16 au fost, în caz că nu-i numărat. Eu am numărat eu. Ca în toate, pentru fiecare, 16.
Și aș fi binecuvântat să dai dimineața asta. Am rugat și m-am închinat Dumnezeu și am simțit că Dumnezeu nu trebuie să vorbesc despre El. Alergarea mea n-a fost ieri, alergarea mea e azi, că acum Dumnezeu m-a ridicat și mi-a dat energie și mi-a dat putere. Eu astăzi trebuie să alerg, mărire lui Dumnezeu. Dar sunt, ce sunt? Întâi sunt piedicile. Deci Biblia să dăm la o parte piedicile și mai întâi sunt piedicile. Dar care sunt piedicile? V-ați gândit care sunt piedicile care te împiedică dacă ești așa să alergi? Mai întâi, de dragii mei, sunt oameni care au neputințe, sunt oameni care au infirmități. Sunt oameni care au, dacă vreți, lucruri care zic ei, nu putem. De exemplu, cum să fac eu lucrarea lui Dumnezeu când eu nu sunt nici înalt, nici blond, nici cu ochii albaștri, nici nu sunt deștept, nici n-am diplome, nici n-am făcut teologia. Și atunci eu am neputință, Doamne. Eu sunt mai prăbădit din fire, eu sunt nu știu cum, deci eu n-am putere, n-am asta și eu nu pot să fac lucrarea lui Dumnezeu. A Dumnezeu îi spune lui Pavel, Pavel, ți-e greu, foarte greu de cer. De ce ți-e greu, Pavel? Pentru că își râde mine. Eu sunt marele Pavel care în epistole sunt puternic, scriu ca și cum aș transmite un foc și când ajung în fața lor, îi văd un bătrân care este disgrațios, n-arăta foarte bine Pavel și se scurgeau și ochii. Avea o boală de ochi, când se uita la Biblie, zice că cu nasul o citește. Și atunci a zis, cum adică, Doamne, Tu nu mă vindești pe mine? Adică Tu să mă vindești pentru că e numele Tău în joc. Tu nu vezi că atunci când citesc Biblia, toți râd de mine. Ăsta e marele Pavel care ne scria nouă plin de foc. Ăsta e omul acela care stă și citește și nu poate să dezlușească. Spune Pavel, aceste slove vi le-am scris eu cu mâna mea. Aceste slove mari, spune. De ce? Pentru că aveau probleme de ochi. Când scrii mari, pentru că nu vezi bine. Întotdeauna cei care nu văd bine, scriu mare. Și atunci îi spune, Doamne, vindecă-mă. Și Dumnezeu spune, nu! Nu te vindecă. De ce nu mă vindești, Doamne? Că e onoarea ta în joc. Harul meu în slăbiciune ți este de ajuns. Cum adică harul meu în slăbiciune este de ajuns? Dar cine vrei să predice, prietene, celor care sunt și ei miopi? Ăla care vede puternic? Dar cine vrei să predice pistruiaților, cei care au tenul perfect alb? Dar cine vrei să predice celor de 15 ani care sunt zăbăuci, nu unul ca tine care are cel 15 ani? Oare n-ar trebui cine să predice avocaților? Nu unul care a stat în tacma lor și știe nenorocita viață de avocat? Oare Dumnezeu ne cheamă ca noi să fim în toate vindecați, ridicați, să fim perfecți, ca să ce? Să mergem noi cu Biblia sub soare, toți sănătoși, plezit de sănătate, numai bine în viața noastră, să le spunem amărâților să întoarcă la Dumnezeu. Un amărât să predice unui amărât, un sărac să predice unui sărac, un bolnav să predice unui bolnav. Asta ne spune nouă Domnul. Piedicile acestea trebuie să fie făcute de ce? Punți pe care să pășească Hristos în inima lor. De ce s-a dus Hristos în grădina Ghețimani și a zis, Petre, Iacov, Ioan, stați lângă mine, nu mai pot, e un ceas greu, am avut nevoie de ei. De ce Domnul Iisus Hristos a luat crucea în spate și s-a dus pe acest drum al Golgotei? Nu înțeleg, de ce Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină adevărată, a trebuit să vină într-un trup de om. De ce? Pentru că cei ce n-au nicio nădejde, cei ce n-au nicio putere, cum să mă asemăn eu cu Iisus Hristos care merge pe ape? Niciodată nu se poate să mă identific cu El. Cum să mă identific cu un Hristos care spune pâinilor, înmulțiți-vă și eu se înmulțesc? Cum să mă identific cu un Hristos care spune tinerele, ridică-te-ți spun și El se ridică? Cum să mă identific cu un Hristos care spune, Lazar, ieși afară și ăla iese? Niciodată nu se pot. Dar mă pot identifica cu un Hristos care, în grădina Ghețimani, e praf, e la pământ. Mă pot identifica cu un Hristos care își duce crucea în spate. Pentru că asta îl înțeleg și eu. Spoverele mele de fiecare zi. Și vă rog să înțelegeți un lucru. Dacă spui în dimineața așa, în ziua de azi, că piedica ta e o neputință socială, neputință fizică, înțelege că Dumnezeu te cheamă ca această neputință să faci punte către semenul tău pe care să pășească El. Simți să fie curios cu piedica. La mine în biserică au venit acolo unele zile muții și surzi să dea mărturie despre cum s-au întors la Dumnezeu. Îi găsiți pe YouTube de azi. Spune seara surților și a muților la Betel Prângaș. Și la sfârșit, după ce au dat mărturie, ce fratele vreau să credem o cântare. Am zis, n-au primit, pune o cântare. Mulți și surți. Și zic lui Radu, Radule, cum o cântare? Doar ce vreau să o cântare. Și am zis, cântați o cântare. Eram cu Ima Moroșa la închinare. Și numai ies în față ce vom cânta, cântarea Dumnezeu e tăria mea. Tânărul acesta, interpretat în majul semnului. Ce vom cânta, cântarea Dumnezeu, Dumnezeu e tăria mea. Și am zis, Dumnezeu e tărie cu mâinile și mugeau. Și gemeau. Și lidera de închinare cânta de genul asta cânta el. Am ieșit afară din biserică. M-am dus pe holul bisericii acolo și m-am plâns. Am zis, tu nenorocit. Că am voce și nu laud pe Domnul. Am picioare și n-alerg pentru Domnul. Și mulți ești și surzi ești. Cât o cântare a Domnului. Toată biserica a început să plângă. Ne-au dat rușine. Ne-au dat rușine și mi-a spus, spune, ce zici tu acolo?
Că tu nu poți să alegi pentru mine, pentru că n-ai aia sau n-ai aia. Că ești bolnav, ci Dumnezeu, dar te-am chemat să faci din boala ta o punte pe care o să pășesc. Pentru că Dumnezeu vrea ca toți să afle Evanghelia. Ne-a să știți că copiii de bolnavi de cancer, care sunt la oncologie bună oare în București. Noi avem o lucrare pentru tinerii. Noi să știți că părinții aceia, când se întâlnesc unii cu alții, vorbesc o limbă pe care noi nu înțelegem. Limba suferinței unui copil bolnav de cancer. Dar să știți că limba suferinței se vorbește doar de cei care sunt în suferință. Și noi nu putem să o vorbim. De ce? Pentru că noi nu putem lucra pentru Domnul. Pentru că orice suferință a noastră acoperim altarul cu lacrimi și spunem, vindecă-mă, Doamne, ca să ce? Ca să dormi în fața televizorului. Și n-ai înțeles că Dumnezeu te-a chemat să fii un om care să mărturisești în neputința ta. Vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, îndinge-ți ca acum în fața voastră, o mulțime de lucruri proste merg în viață. Am o mulțime de neîmpliniri și de lucruri care mi-au fost refuzate. Și o mulțime de insatisfacții. Dar am învățat un lucru, că toate aceste lucruri mă fac să vorbesc limba lui Iisus. Pentru că El au crucea în spate și a scris la mine. Un Dumnezeu cu crucea în spate poate fi înțeles. Unul care merge pe ape, nu o să-L înțeleg niciodată. Nu mă pot face asemenea lui niciodată. Nu pot merge pe ape. Și nu mă văd de când pe ape. Iubiții Domnului, un jug nepotrivit. O să zică cineva, poate că, nu știu, în ziua de astăzi, poate că sunt oameni căsătoriți, poate că sunt prieteni care vor să căsătorească, poate că zici, familia mea a devenit un fel de celulă, în familia mea nu pot să mă dezvolt, în biserica asta nu pot să mă dezvolt. Jugul nepotrivit nu înseamnă la o, adică, până la urmă, numai faptul ca un credincios să se căsătorească cu un necredincios. Acolo sigur că este pur și simplu doar o ilustrație. Dar un jug nepotrivit înseamnă relații nepotrivite, înseamnă loc nepotrivit, înseamnă că poate ești prins în ceva din care vrei să scapi. Un jug nepotrivit. Ce fac eu cu jugul nepotrivit? Ce fac eu dacă am acasă o mamă și un tată care sunt necredincioși? Ce fac eu dacă am poate un soț necredincios? Îți spune ce faci. Un lucru pe care Dumnezeu îl cere și vă rog să băgați bine la minte ce vă spun eu acum. Dacă în familia ta mama mea e credincioasă, tatăl tău e credincios, fă din ei proiectul vieții tale. Tu nu va trebui să mergi să spui vecinul despre Iisus decât dacă îți deschide Dumnezeu ușa. Principala datorie este rău pentru mama ta și tatăl tău. Vin în fața ta Hristos. Eu n-am adus pe pământul acesta decât două roade la tine. Prin mila ta, mama și tata. Te va lua Hristos, te va strânge în brațe, te va spune, păi este mandatul pe care ți-am dat. Pentru că mai întâi de toate casa noastră să fie mântuită. Sunt poate oameni care plâng și am soții în adunare care s-au căsătorit la altar când au luat pe cel din dreapta, era pocăit și după 8-9 ani de zile ăla s-a despocăit și sunt oameni nenorociți care le aduc atât de multă greutate și văd că tot timpul la biserică sunt cu lacrimile pe obraz și mă dă rog, frate, ce fac eu, frate, ce fac eu, frate, frate, cât îmi va da Domnul Dumnezeu eliberare și le spun, poate că este proiectul vieții tale, nu-ți face de Iisus Hristos nimic altceva decât să nu pui armele jos. Și să rămâi în alegarea aceasta stăruitor. Rugați-vă pentru cei nemântuiți să fie mântuiți. Nu dați înapoi niciun pedic, niciun capăt de ață. Nu spuneți, gata, m-am rugat, îmi dau seama că nu se poate. Mergeți până la capăt. Pentru că faceți din mântuirea părinților voștri, din mântuirea colegilor voștri, din mântuirea dragilor voștri, faceți proiectul vieții voastre. Nu spuneți, Doamne, e piedică. Spuneți, Doamne, e onoare. Doamne, este o cinste. Mă voi ruga pentru ei până în ziua în care mă vei chema acasă. Amin? Așa se mi-aștept. Ocupația poate să fie o piedică. Ocupația poate să fie o piedică. Pentru că dacă, de exemplu, ești mult preocupat și nu mai ai timp de nimic, sigur că va fi dificil. Deci cum e omul? Își ia întâi un job de la 8 la 4 și apoi de la 4 la 8 și are job. Și atunci, sigur că dacă ai așa de multe joburi pentru Iisus, nu o să mai ai job deloc. Va trebui să cumpănești și pe acestea să le faci și pe cealaltă să nu le lași. Ocupația poate să fie teribilă în privința aceasta, poate să fie până la urmă un lucru care să te împiedice. Biblia spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea. Fiți atenți ce faceți. Pentru că bag bine de seamă că este moda diplomă. Și nu vă spun unul care da. După 3 facultăți și un doctorat, cred că știu despre ce vorbesc. Și s-ar trebui la un moment dat să faci a doua facultate din moft, nu din necesitate. Faceți distinție de ceea ce vă este necesar și ceea ce este dorință ca să vă impuneți în fața oamenilor. Nu faceți niciun lucru la plețneal, nu faceți niciun lucru ca să dea bine. Nu faceți niciun lucru să fiți lăudați de oameni. Faceți ce este util ca să fiți lăudați de Domnul în ziua aceea. Nu faceți nimic în plus față de ceea ce trebuie să faceți. Nu faceți nimic în plus decât ceea ce Dumnezeu v-a spus să faceți. Pentru că orice lucru pe care îl cheltuiți în afara voii Lui, e o pierdere extraordinar de mare în Împărăție. Nu știu dacă am spus lucrul acesta la Sibiu, dacă l-am spus, îl repet aici. M-a văzut o soră într-o vedere, ce frate de-am văzut într-o vedere. Și cum era soră? Deci era un birou. Oi, ce m-am bucurat.
Cine nu vrea la birou? Și ce frate, aveai în față niște dosare. Și erai acolo la birou și scriai dosare. Și erai îmbrăcat în costum. Și am zis, oh, ce viață o să am cu Domnul. Dosare, costum, birou, frumos, aleluia. Și stai, frate, de bucura degeaba. Că în spatele tău era unul îmbrăcat în negru, din cap în picioare. Cum termineai un dosar, cum îți dădea pe altul. Peste umăr. Termineai un dosar, stădea. Și numai acolo stăteai la birou. Și mi-am dat seama că e o cursă. Că Dumnezeu nu vrea să rezolv dosare omenești. Că Dumnezeu din cer vrea să mă duc pentru Evanghelia asta. Și acum nu mai am pe ăsta negru. Tot în spate este, dar nu mai dă el niciun dosar. Că vezi lucrul ăsta. Acum alerg pentru Dumnezeu și asta mă bucură. Pare bine. Îmi pare bine că am luat decizia să nu mai fac voia Lui. Îmi pare bine că am luat decizia să fac voia Lui Dumnezeu. Amin. Și Dumnezeu să mă ajute. Și Dumnezeu să vă ajute. Iubiții Domnului, e foarte important să știi, în privința ocupației și în privința timpului, să știi când trebuie să dai lui Dumnezeu, când nu trebuie să dai lui Dumnezeu. Doi copii se jucau. Dar cum se jucau ei? Erau pe pașiște și acolo era un bob. Iar mai mult, erau vacile și un bob. Mai așa, mai bob, ca zic așa. Era mai puternic. Și au luat pietre și au început să dea un bob. Am apoi bob, reziste până la o vreme, știți? Dar l-au stârnit, că la un moment dat, ăsta s-a, și dă-i fuga după ei. A dat din copită și s-a sfornit de două ori și gata. Ăștia când au văzut că vine bob spre ei cu viteza aia și cu coarnele așa, s-a uitat unul altul și se zice, da, și de ce era, ce facem? La care era altul, fii mai spiritual, mergea la biserică, să ne rugăm. Dar celălalt îi spune, zice, fugi și roagă-ne din ce fugi, zice. Fugi și roagă-ne din ce fugi. Pentru că asta trebuie să facem în viață. Fugi și roagă-ne. Roagă-ne și fugi. Roagă-ne și aleargă și mergi înainte. Este un timp al rugăciunii, este un timp al alergatului, este un timp al țesutului, este un timp al cântatului, este un timp pentru toate. Mărirea Dumnezeu, fugi și roagă-ne. Acum ne rugăm, dar nu e vreuna de rugat, e vreuna de fugit și de rugat. Slăviți să fie Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Aș vrea, dragii mei, să vă mai spun un lucru. O să vă placă mult de tot ce vă spuneam acum. Piedică în calea rugării. Tocul cui și fusta strâmbă. Deci ăsta în calea rugării. Deci o piedică grozavă la rugare. Tocul cui și fusta strâmbă. O să spuneți, băi, de ce? Păi, în primul rând, tocul cui. Ce faceți voi acasă când am zis seara după o zi la biserică? Pe toc cui. Hai, ieși în zile. În lichianul paparăciu. Ai, Doamne, ce bine este. De ce? Asta este întotdeauna încălțările nepotrivite. Te vor împiedica să alergi, nu? Dacă toată ziua stai pe cui, am încercat și eu să văd cum e să fii pe top. Vai și amară. Deci am zis, Doamne, ce chin. Ce chin extraordinar. Nu e greu cu topul cui și cu fusta strântă e greu. Vreau să spun o întâmplare de la mine din biserică. Ei stai aici amândoi, sunt membri la mine din biserică și i-am luat cu mine și pot adeveri. Am cântat o cântare într-o dimineață. Dacă nu mă înșel, a fost cântarea aceasta, de n-ai fi fost de partea noastră. Și în timp ce cântam această cântare, care spune că îngenunchem înaintea ta, mi-a venit o idee și am zis, Doamne, uite ce farisei suntem noi. Zice cântarea că noi îngenunchem înaintea ta și toți ca brazi stăm așa. Trăiați și nici nu îngenunchează. De ce? Îl vei învăța să fim niște ipocriți. Una cântăm, alta facem, ascultăm predica, noi din cap și tuturor noastre le facem, am învățat să ne dedublăm în felul nostru de a fi. Și atunci am zis, nu vi se pare cinstit dacă am cântat că îngenunchem, să îngenunchem? Și am zis, vouă vi se pare că poate o biserică din capitală, în București, poate să îngenuncheze duminică, dimineața, de dragul lui Dumnezeu și din recunoștință pe Dumnezeu? Nu vi se pare o idee bună? La care am spus, da, mi se pare o idee bună și oamenii s-au așa de îngenunchi. La care eu n-am avut ce să fac, eram lângă cor, mă văd lângă cor și văd o tânără care vine cu o fustă conică. Și spune fusta conică. Deci e o strâmtă, rău de tot și conică. Adică spre genunchi se îngusta. Și când a dat să se... avea și tocuri. Când a dat să se așeze, n-a putut, că nu se putea flexa din cauza fustei. Era mult prea strâmtă aici la circunferință. Și a îngenunchiat ceva de genunchi. M-a uitat și a zis, Doamne, e piedică, Doamne. Fusta strâmtă și cu tocul e piedică. Dar piedică este și gel, două chile de gel în păr. Tu, băiat, așa, stai țepi. Știu de ce, e scund și ai un complex, vrei să mai înalți. Ție mi-e ești aici mai înalt. Prin și posturi străine, dar atunci tu ești mai înalt. M-am dus de curând într-o țară, nu spun care, și m-am uitat la fanfară. La fanfară era un tânăr. Venise, avea haină, din aia faină, din aia care e din stofă, frumoasă. Avea o haină din cămașă, lucitoare, din aia care nu e... Și era suflecată până aici. Era suflecat de până aici, mânici erau suflecat de până aici și gulerul ridicat, că bătea un vânt, era o căldură în biserică, bătea un vânt și el s-a ridicat, gulerul să nu-l treacă curentul din spate.
Și când a ieșit, nu știu dacă avea mai mult de 50 de kilograme, dar când a ieșit, mergea așa. Din cauza mușchilor. Și nu-l lăsau. Și era atât de plin că era așa. Deci asta ne împiedică. Alergarea noastră nu mai poate să fie alergare când suntem preocupați. Mă, dar nu poți, zici tu. Adică, cum adică să... Deci eu trebuie să mă duc, să fac, să... Îmi întârzi oamenii la muncă. Toate miresele, apropo de 99,9%, crează, mă, fii cinstit, mă, de ce ai întârzi la muncă? Frate, coafeza, mă. În cauza coafezei, n-a venit la timp coafeza, nu mi-a ieșit un drept de cocos sau ce mi-am dat eu, și atunci am întârziat. Vedeți, astea sunt mofturile noastre. Mofturile noastre lumește. Nu credeți că nu le avem, le avem. Și ne uităm, și tânjim, și ne dorim, și astea sunt piedici în calea alergării. Păi ce, eu nu văd lucrul ăsta? Nu, ar trebui să avem o ținută lejeră. O ținută de alergător. O ținută care să nu ne ia bădăi de cap prea mult, nu? Îmbrăcăminte lejeră, sam. Nu? Mi-a fost frică astăzi. Eu mi-a zis, Doamne, mă duc acolo la Brașov, frate Mihai, o să vin în costum. 100% o să vin în costum. Nu sunt prolog, dar mi-am dat seama. Și zic, o să mă duc așa, ceva cămaș, i-am zis eu, o să simt că nimeni mea și o să strânsoare când o să mă vadă. Și dacă e cinstit, poate cunoaște că e adevărat. Bun. Dar a zis, dar eu călătoresc. Eu vin din București, n-am timp să îmi iau o ținută de drum, să îmi iau o ținută de să mă duc unde, să mă schimb, să vin scrobit, să vin la cămaș, dar n-am timp. Și asta e ținută. Dacă cobor, pot să fac și evanghelizare în stradă, pot să vorbesc și vouă. E o ținută de drum. De ce? Nu mai am mult. Mor, eu nu duc mine șifonier. Câți dintre voi ați văzut că la mormântare ne mormântă cu totul alt? Dom'le, a luat și gata la mapă, dom'le, a fost foarte dragă. Te mormântesc cu pantofii cu? Nu! Da, te mormântezi într-un alt, zice el, da. Ce acolo e poate fi un altfel de mormânt din cauza facturilor. Dar știți că până nu e o pagubă, domnule, e o pagubă extraordinară. Deci, știți de ce? Pentru că eu vă spun, vin acasă la voi cu listă, dați-vă în ochii mei și facem o listă împreună. Vă spun eu, jumătate din șifonierul ăla nu l-ați purtat niciodată, din haine de acolo, nu l-ați purtat niciodată. Deci, le aveți acolo și dacă faceți o listă, cât am purtat pe din șifonier, o să vă dați seama că o groasă de lucruri mi-ați purtat. Numai la țara mea era locul, zice, așa spun, pantofii care mă mormântez. Asta e costumul care mă mormânte. Bă, dar ce-ți mai folosește, mă, lucrul ăsta? Deci așa, nu, deci nu, nu ține lucrurile astea pentru... Și să fii cât mai simplu, viața ta. Cât mai simplu. Oamenii când vin la mine acasă, uite, cel puțin gardea a fost, știe. Deci eu am o casă 78.000 de pătrați, o bagi în buzunar. I-am zis unui frate în America, acum am întors din America, ceva de nu vrei să-ți arăt casa? Nu, zic eu, nu vreau să-mi arăți casa. De ce zice nu vrei să-ți arăt casa? Ca să te pot gândi de bine după ce plec, i-am zis eu. Avea o casă imensă, deci dacă îți trebădeai un colț al casei, în celălalt colț al casei, și se făcea foame. Deci poți să făcea foame. Deci mi s-a părut că parcă e extraordinar. Și un parc încăpea, deci mi se părea acolo, în parcul ăla lui, nu era credin, era parc. Putea un elefant, arăta ca o furnică. Deci groaznic. Și am spus, frate, mai bine stai la ușă, la poartă și tai bilete. Dacă tot vin, că tai bilete, câștigi un ban cinstit, tai bilete, faci un tur al casei tale. Și am spus, eu nu vreau așa acasă. De ce nu vreau așa acasă? Deci vă spun un lucru. Mie când vine factura lunară, eu în 5 secunde am terminat toate facturile de citit. La tine e un roman. Și așa. Până jos. De ce? Păi, 12 cate. Deci cu ce le încălzești? Vine factura mare, gigacaloriile, de ce nu mergi gigacaloriile? Eu sunt mare, sunt luate, deci kilovatul, scump, domnule. Deci astăzi, noi avem probleme cu ambițiile noastre și ne devin piedică. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, trăiți simplu. Trăiți simplu. Luați ce este pe voi. Pentru că, până la urmă, în fața lui Dumnezeu, cu ceea ce am făcut, pe aia vom sta. Nu cu lucrurile noastre, nu? Doar nu o să mor și o să spui, oh, la moarte, tu la moarte. Deci, mor, ce nu mor. Oh, Mercedesul meu. O, casa mea cu plasma. O, ținuta mea de la Prada. O, Gucci. O, Armani. Asta că spus ceva știu. Și ce să spui? Spui, o, Iisuse Hristos. Ai milă și de mine. Credeți de prost. Poate mi se pare funny ce spun eu acum. Trebuie să este adevărul. Da? Deci eu încerc să pun niște pastile amare, să le glazuez. Să le filmez. Așa se spune. Pastila, ca să o ia copilul, o filmează. Și dă o glazură subțire. Dar asta este adevărul. Este că mulți ne aleargă pentru că vor folosul lor și vor să-și iubească ei pe pământul ăsta lucrurilor. Deci trebuie să fie foarte simplu să nu fie piedică. Asta vă spun, dragii mei, că televizorul și internetul sunt iar piedici. Matei 5:29. Dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l și deapă de la tine. Dar știi ce-mi place mie? Voi ați băgat de seama că-s două verbe. Două verbe. Doamne zice, eu, zice,
cu internetul am reușit. Am scos din priză. Dar mai este un verb. Leapă-te și abonamentul. Deci nu-i suficient să scoți din priză, că iar îl bagi în priză. Scoate-l și leapă-te-l. Adică și scoate-l din priză și leapă-te și abonamentul. Aud un amin? Da, zici tu, amin pentru colegul. Să am eu banda de practicare mai bună. Vreau să închid în această zi și să vă spun ultimul lucru. Iubiții Domnului, aș vrea să vă spun un lucru. Toate aceste piedici, ce fac? Sunteți atenți ce vă spun eu acum. Deci când spun piedică, ce spun? Încălțăminte nepotrivită, echipament nepotrivit. Mai spun piedici în sensul de obstacol, mai spun piedici în sensul de poate lipsă de putere. Dar cum e cu piedica? Nu, dar totuși alerg. Mă strânjenește, e greu, dar încă alerg. Eu încă sunt în alergare. Bun, nu mai alerg cum alergam, ca un maratonist al Domnului. Alerg mai trupit, alerg mai șontâc, alerg mai greu, dar încă alerg. Pentru că piedicile te împiedică, te frânează. Odată vrea să fii astăzi altceva în Domnul. Nu ești din cauza piedicilor pe care le-ai sat. Dar în ideal vreau să spun un lucru. Satana nu-i mulțumit. Zice, e bine că l-am împiedicat să alerge cât ar trebui să alerge. E bine că n-are numărul de kilometri spiritual pe care trebuia să-i alergă. E bine că n-aleargă cu viteza care trebuia să alerge. Era mai și amar. Dar deci eu nu-s mulțumit. Deci acum vreau să-i dau lovitura finală. Și Biblia spune că după piedici, vine ceva care se înfășoară în jurul nostru. Întâi vine așa, pe neobservat. Și Biblia spune că strânsoarea aceasta, pentru că spune păcatul care ne înfășoară, așa de lăsnă. Păcatul când vine, începe să te înfășoară. Și acolo terminologia biblică, terminologia cuvântului este un șarpe constrictor. Când vorbim despre păcatul care vă împășoară așa de lesne, să înțelegeți că Biblia se referă la un șarpe constrictor. Dar ce este un șarpe constrictor? Șarpele constrictor este șarpele care ucide, nu cu venin. Este șarpele boală. Dar te înfășoară și te strânge până când pocnește tu în tine. Până când totul în tine te rupe. Se înfășoară încetul cu încetul acest șarpe constrictor și în momentul acela cea legală. Că mătura ești împachetat. În momentul când ai dat mădularele tale păcatului, tu ești împachetat complet. Nu mai poți să faci un pas, nici în stânga, nici în dreapta. Ești prins în mrejile lui. Și el începe să te însoară. Azi mai mult, mâine mai mult. Doamne, cuvântul vieții mele a ajuns să fie îmi pare rău. Deci aproape fiecare zi a vieții mele îmi pare rău de câte ceva. Îmi pare rău că nu sunt, îmi pare rău că n-am fost. Îmi pare rău că aș fi putut fi. Îmi pare rău de alegerea asta, îmi pare rău de decizia asta. Îmi pare rău că n-am puterea să fac lucrul ăsta. Când aș dori, nu pot. Șarpele strânge. Astăzi mai mult, mâine mai mult, poi mâine mai mult și la un moment dat te vei trezi, ești răpus cu totul. Tu nu mai alergi. Șarpele acesta constrictor, păcatul care înfășoară atât de lesne, te oprești. Cu piedicile mai alergăm cu mine. Mai greu, mai dificil, dar alergăm. Să când este vorba despre păcat, noi nu mai putem să alergăm absolut deloc. Asta-ți spun un lucru acum în închiere. Nu l-am spus nimeni niciodată. Îți spun vouă. E prima dată când spun lucrul ăsta. Am avut o zi în viața mea. Am avut o zi în viața mea când am crezut că nu o să mai pot implica niciodată să alerg. O viață întreagă, deci am 16 ani, de când coleg copii de pe stradă. Sunt tatăl cumva, să nu zic tată, că tatăl e numai Dumnezeu, dar sunt părinte, îmi amintesc, pentru 230 de copii. 230 de copii, atâta creștem la orfelinatul nostru, orfelinatul nostru. Am muncit și m-am zbătut și am făcut foarte multe sacrificii. Și într-o zi, tovarășul meu de lucrare, celor care am mâncat aceeași pâine, s-a întors împotriva mea. Noi depindem de niște sponsori. A chemat sponsorii și m-a părât până și pentru pizza pe care am mâncat-o cu el.
Și m-a zugrăvit într-un chip de parcă era Satana în persoană. Partenerii mei de afaceri, sponsorii noștri, au trebuit să aducă un audit internațional să mă verifice să vadă dacă eu sunt un om necinstit sau sunt un om cinstit. După ce am venit 5.000 de euro la acest audit internațional și 3 săptămâni a stat, l-au dat pe el afară și am rămas în poziție. Dar aia a fost ziua în care el stătea în birou și mă părea în fața șefilor și eu stăteam în curte și n-am înțeles ce m-a lovit. În aceea zi în care mi s-a întâmplat lucrul acesta, urma să fiu supus votului la biserică, dacă să fiu păstor sau nu. Circula o listă în biserică din partea unui om care zicea să semnați toți aici pe lista aceasta ca cei care nu-l vor, nu-l vreți pe avocatul ăsta să nu fie păstor. Avocatul ăsta să meargă la tribunal, nu să vină să liveze din Biblia. Circula această listă în biserică. Biserica care am iubit-o, pe care o iubesc, mama mea, care mi-a dat să mănânc prima dată mâncare duhovnicească. N-am înțeles niciodată ce legătură un unde mult. Copilul acestei mame, născut în credința în Dumnezeu. În acea zi, soția mea mi-a spus de dimineață, a zis, Florine, zice, de când este vorba să fii ales păstor de vreo 2-3 săptămâni, zice, deci aveți schimbat, abia absent, ca și cum ai fi tu, zice, eu nu mai pot, zice, asta te susțin. Tu știi că eu m-am rugat în fiecare zi pentru tine, zice, astăzi, zice, eu nu mai am puterea să te susțin, facă Domnul ce-l voi, zice, eu nu mai pot. Și vreau să spun cu sinceritate că vei continua pe latura aceasta, nu știu ce va fi de relația noastră. În aceea zi, din partea soției mele, pe care o iubesc ca lumina ochilor și care mi-a fost sprijin toată viața, am primit cuvântul, nu mai pot. Din partea omului cu care am predicat o organizație și am mâncat împreună și am pus împreună, s-a băgat într-un birou să mă părească pentru lucruri născocite de Satan. La biserică se făcea listă să fie dat afară din biserică, să mă duc la tribunal. În ziua aceea m-am hotărât. Am îngenunchiat și am zis, nici să mă rog un vot. Dacă vei face ceva pentru mine, să faci. Iar dacă nu vei vrea să faci ceva pentru mine, eu de aici nu mă pot ridica. Și în momentul acela, a început să vie un ușor vânt din partea. Am zis, Doamne, Tu mă știi, mă cunoști. Viața mea trebuie să fie făcută praf în ziua aceea. Satana m-a lovit în toate forțurile, toate puterile. M-a lovit în viața de familie, m-a lovit în aspectul profesional, m-a lovit în aspectul meu de închinare cu frații. Puteam să nu mă vedem niciodată. Și s-a întâmplat. Hristos a venit lângă mine și mi-a zis, lasă-mă pe mine să fac tot ce trebuie făcut. M-am dus la biserică. La biserică, când a fost supus votului fraților, am ieșit în unanimitate. După 3 săptămâni de control financiar, oamenii mei și-a spus, iartă-ne că nu mă încredere în tine. Iar tu care ai părut, fă-ți bagajul. Soția mea a venit și a zis, am trecut într-un moment greu să mă ierți. Niciodată nu voi face lucrul ăsta. Voi lupta pentru tine cum am luptat. Pentru că tu ești soțul meu. Și alerg. Și alerg în Iisus. Nu mă opresc. Dar știți ce am zis în ziua aceea? Un lucru important, vreau să vă spun. Instant. N-am mințit, n-am furat, n-am înșelat. Nu-mi doresc să fiu pastor pentru simbrie, că nu sunt pastor cu salariu. N-am primit un leu de la biserică niciodată. Nu m-am dus. Nu spun că mi-e bine, spun că eu nu primesc și nu vreau. Vreau să-i slujesc cu oamenii de la dus pentru simbrie. Și m-a ridicat privirea în sus și am spus, tu știi ce este în inima mea și știi că sunt curat. Nu mi-am dorit putere, nu mi-am dorit avere, nu mi-am dorit nume. Mi-am dorit cinstit să te slujesc pe tine, scapă. Și Dumnezeu m-a venit mâncă. Ce vei face tu în ziua necazului? Ce vei face tu în ziua în care cel rău va tăia calea și din alergarea ta pe care o aveai bună cu Dumnezeu, te vei trezi că nu mai poți. Dacă ești înfășurat, e vina ta. Dacă alții îți vor opri alergarea, se va război Dumnezeu pe ei. Tu să stai senin. Dar există o parte pe care eu trebuie să o fac. Și în ziua de astăzi vreau să vă chem în numele Domnului Iisus Hristos să-i spunem Dumnezeu, dă jos, Doamne, șarpele ăsta vechi de pe mine. Am greșit, m-am înmuiat, am pierdut timpul, am păcătuit, am avut preocupări stranii, m-am umplut de țărână, m-am
am ancorat în pământul ăsta mai mult decât în cerul tău și mă trezesc astăzi oprit din alergare. N-am forță, n-am putere, n-am viziune, n-am dulceață, nu simt suflul Duhului Sfânt. Am o apatie, nu mai văd nimic clar, strânceață. De ce? Pentru că eu dimineața aceasta, în ziua de astăzi, trebuie să mă curăț de orice intimerciune a minții, a cărnii și a relațiilor mele cu cei din jur. Vreau în ziua de astăzi să vă chem simplu, să ne întoarcem la Domnul Iisus Hristos, ca Domnul Iisus Hristos să ne ierte nouă păcate. Vreau să ne ridicăm. Și aș vrea numele Domnului Iisus Hristos, prieten, pentru că aici în față cu voi și n-avem decât o singură sesiune și vreau să suntem liberi. Aș vrea să-mi dați ocazia să mă pot ruga, cum n-am putut să o fac dincolo, pentru fiecare dintre voi. Și aș vrea în ziua de astăzi să spunem așa, Doamne, eu simt că pe undeva nu mai pot alerga. Eu simt, Doamne, că sunt oprit în alergare. Sunt deciziile mele, Doamne, pe care le-am luat și îmi pare rău de ele. Sunt lucrurile, Doamne, care m-au genunchiat, m-au oprit. Sunt lucrurile care m-au frânat. Sunt lucruri, Doamne, de care astăzi, când stau înaintea Ta, mi-e și greu să vorbesc. Aș vrea în ziua de astăzi, aici, în biserica aceasta, toți tinerii care vor pleca să devină niște alergători ai Domnului Iisus, niște maratoniști ai Lui. Dar pentru aceasta trebuie să scăpăm. Să scăpăm de minciună, să scăpăm de lașitate, de invidie, de răutate, de amărăciune, de pismă. Să scăpăm de orice nu este după voia Lui Dumnezeu, pentru că în această zi, biruința este a Lui Iisus Hristos. Dumnezeul nostru ne-a zis dimineață, pe locul fiți gata stat, mi-a dat suflare de viață, respir prin bunătatea lui Iisus. Am picioare, pentru că Dumnezeu vrea să am picioare și ele funcționează datorită milei Lui. Dar dacă funcționează datorită milei Lui, datoria mea este aceasta, să fiu curat. Mă chem în ziua de astăzi o lucrare de sfințire a sufletului nostru. Sfințire a gândurilor noastre. Avem nevoie de sfințirea Domnului Iisus Hristos. Avem nevoie ca sângele Domnului Iisus Hristos să ne curățească. Ce este mare dar pe care Domnul Iisus Hristos ne-l dă. De ce să-ți mai car tu gunoiul în sac, în spate? Când Domnul Iisus spune vino și aruncă la piciorul crucii mele să pleci liber și mirosit acela. În numele Domnului Iisus Hristos, oricine în această zi are nevoie de sfințire, să-și pună viața deoparte cu Dumnezeu, o viață care să fie după coordonatele Lui. Eu n-alerg cum vreau, eu am o busolă. Și busola mea n-arată nordul, ci arată întotdeauna Iisus Hristos, după chipul și asemănarea Lui, după voia Lui cea sfântă. Alerg potrivit cu Biblia. Prescripțiile mele sunt prescripțiile Bibliei. Alerg cu echipamentul potrivit, cel pe care mi-l dă Scriptura și care m-a învățat Scriptura. Alerg în tempoul pe care mi-l dă Scriptura. Nu sunt un sprinter, eu sunt un maratonist. Alerg în plutonul de unul singur. Este o zi în care Dumnezeu ne spune, veniți în cer. Pentru că eu vreau să eliberez, ca de aici încolo să poți strâșni pe pista aceasta numită viață. Să te duci să faci voia Lui Dumnezeu și să alergi nedetinicat, ci liber. 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 Avem o cântare, așa cum o să fie ea, nu știu ce cântare aveți în minte. Și în timpul acesta, toți aceia care dintre dumneavoastră vor să își sfințească viața, să veniți aici în față. Aici în față vor veni doar aceia care astăzi vor birui. Sunt biruitorii Domnului. Dacă ție îți trece prin minte și spui, Doamne, cum se este în față? Mi-mi este rușine. Ascultă-mă, prietene. Rușinea cea mai mare este să rămâi acolo unde ești, ca și cum ai fi învăptuit toată din pricătirea. Și adevărata putere este aceea să vii în față să spui, Doamne, eu vreau în ziua de astăzi să-mi sfințesc viața. Vreau, Doamne, să-mi sfințesc viața. Vreau să mă curățești, vreau să fiu liber, vreau să trăiesc pentru Tine, vreau să alerg nepridicat și pentru că vin, Doamne, în prezul meu cu Dumnezeu să-ți facem. Aștept-o. Jesus, costava na casa.
Iisus, Salvator, Iisus, Vindecător.
face vizionare de noi, tăi. Mă rog astăzi aici,
sfințești. Pentru aceasta se cuvine toată gloria. Pentru că Iisus Hristos, Fiul Tău, a murit pe cruce pentru noi. Când am avea nicio șansă, Doamne, fără El. Și mulțumim că sângele din Domnul Vinovatului Iisus a pus și ziua de astăzi, pentru că noi suntem sfărați. Mărie ție. Și acum cu toată suflarea prezentă aici, în casa de rugăciune, acestui Dumnezeu care ne eliberați, acestui Dumnezeu care astăzi l-am simțit cu noi, Lui și numai Lui, pe El și numai pe El, să-L lăudăm și să-L glorificăm. Merită Împăratul nostru, merită Domnul nostru să-L lăudăm. Aici, în casa de rugăciune, aici, unde tineretul este ca roa, te-a iertat Dumnezeu pe tine, ți-a dat o șansă Dumnezeu astăzi. Te-a tras Dumnezeu și te trage cu funii de dragoste, pentru că al tine tu n-ai fi făcut un pas fără de funile acestea pe care te trage în fiecare zi. Și aș vrea din toată inima să lăudăm pe Dumnezeu cu cei ce au inimă să laude pe Domnul, pentru binele pe care a făcut vieții noastre. Și aș vrea din toată inima ca fiecare dintre noi să alergăm cu acest Dumnezeu, să ne înălțăm glasul în ziua de astăzi, spunând, Doamne, îți mulțumim! Doamne, te binecuvântăm, Doamne, te slăvim pe tine, pe nimeni ca tine. Aș vrea aici, în casa de rugăciune, acum, în încheierea acestei zile, să putem să lăudăm pe Iisus Hristos, care este Domnul și este Împăratul. Nimeni ca tine, Doamne. Aleluia! Haideți cu toții, cu cei care astăzi au fi prezența, cu cei ce astăzi au venit aici și au încercat și au spus, Doamne, vrem o altfel de viață, o altfel de alergare, vrem, Doamne, să trăim altfel cu tine, să lăudăm pe acest Împărat și Domn. Merită! Aleluia, Doamne! Tu meriți! Amen.
alergăm, indiferent, Doamne, de ceea ce este în jurul nostru și indiferent, Doamne, de orice obstacol. Vreau să cântăm această cântare, inima mea îți spune iubire. Știți de ce? Pentru că eu cred că în aceste momente trebuie să lăudăm pe Domnul. E foarte bine că noi nu trecem prin necazul singur. E foarte bine dacă avem credința că Dumnezeu e de partea noastră. Dar mai mult ca orice simt în aceste momente să-i spun că inima mea, că inima îți spune, mulțumesc frumos. Inima mea îți spune, te iubesc, ești prea iubit în inima mea. Haideți cu toți să-i spune.